Bună dimineața sau bună seara la tine? Bună ziua, e miezuțile. E miezuzile. Bună, da. Marius. Cartea Iuditei. Cartea Iuditei, capitolul 1. Războiul între Nabucodonosor și Arpaxad. Arpaxad este înfrânt. Era în anul al 12-lea al împărăției lui Nabucodonosor, care a domnit peste asirieni în marea cetate a Ninivei, în vremea domniei lui Apaxad, care a domnit peste mezi în Ecbatana. Acesta zid din prejurul Ecbatanei ziduri din lespezi de piatră tăiate în patru colțuri, lespezi lungi de trei coți și late de trei coți și zidurile erau înalte de 70 de coți și late de 50 de coți. Și el ridică deasupra porților cetăți turnuri înalte de sută de coți Cred că e New aici. după cum începe, de dar vede. Cinci. În zilele acelea, împăratul Nabucodonosor porni cu război împotriva împăratului Arpaxad, în șesul cel mare, adică în șesul din ținutul Ragau. Și s-au pornit împotriva lui toți locuitorii șesului și toți cei ce locuiau de-a lungul Eufratului și al Tigrului și al fluvului Ulai, și cei din șesul lui Arioh, regele Elimeilor, precum și foarte multe popoare care se strânseseră la oaltă împotriva caldeilor. Foarte multe mănunte. Da, Parcă se simte tot stilul ăla, dar da, vedea. da. Dar Nabucodonosor, împăratul asirienilor, trimise crainici la toți locuitorii Persiei și către toți aceia care locuiau spre Asfințit, către locuitorii Ciliciei, și ai Damascului, ai Libanului și ai Antilibanului. Antilibanului? Recum și către cei ce locuiau pe țărmul Mării. Și la popoarele care se lășeau în Carmel și Galaad și în Galileea de sus și în larga câmpia Esdrelonului și către toți aceia care locuiau, cred că sărim până la 11, da. da. Locuitorii pământului întreg disprețuirea cuvântului Nabucodonosor, împăratul asirienilor, și nu porniră cu el la război, fiindcă ei nu se temeau de el, ci îl socoteau ca pe un om oarecare. Și așa ei trimiseră pe crainicii lui înapoi cu mâinile goale și plin de ocară. Atunci Nabucodonosor se mânie foarte împotriva acestui ținut întreg și se, jură pe tronul său și pe împărăția sa ca să-și răzbune pe toate ținuturile cilicii și ale demascului și cu sabia sa să nimicească pe toți locuitorii din țara Moabului și pe fiul lui Amon, iudeia toată și pe toți locuitorii Egiptului până la ținutul celor două mări. Și în anul al XVII-lea, el năvăli cu armata sa împotriva împăratului, ar și îl înfrânse în luptă, și nimici toată oștirea lui, toată călărimea, precum și toate carele lui de război. Apoi cu cetățile lui și pătrunse până la egbatana, cuprinse turnurile pustii, pustii, ulițele ei și strălucirea ei o făcut de o cară iar pe Arpaxad îl prinse în munții Ragău, îl strumpuse cu vârful lăncii și în aceea zi îl omorâ. Și el se întoarse la Ninive împreună cu cei care se alăturaseră de el. O foarte mare mulțime de popor războinic și acolo se odihni și făcu o spăț 120 de zile. 2. Nabucodonosor trimite pe Olofern să pedepsească Cilicia, Mesopotamia și Damascul. În anul la 18-lea, în a 22-a zi a lunii întâia, a ieșit zvon în palatul lui Nabucodonosor, împăratul asirienilor, că el se va răzbuna pentru întreg ținutul acela precum zisese. Atunci l-a chemat la sine pe toți degătorii și pe toți boierii săi și le-a împărtășit lor planul său tainic și hotărârea sa neclintită ca să nemicească întreg ținutul acela. Aici eu cred că putem privi cumva și cum a lucrat Dumnezeu în Nabucodonosor? Cum îi punea. Nu te aud. Lucrează și prin ceilalți. Da. Că noi până acum știm că avea de gând să-l urnească pe Nabucodonosor, dar acum vedem cum îi punea gândurile și cum. Dar și vezi dacă. Unde a spus aici că uh... a ieșit zvon la unul, chiar în Palatul Nabucodonosor că el se va răzbuna pentru ținutul acela, precum zisese. Probabil că prorocii ăia care proroceau, ajunsise prorocia și la urechile lui. Și după ce s-a isprăvit sfatul, Nabucodonosor, împăratul asirienilor, a chemat pe Olofer, generalul oștirii sale, care era al doilea în cârmuire după el și zise, așa poruncește marele împărat stăpânul lumii, pornește și ea cu tine oameni cu nădejde în puterea lor. O 120.000 de de pedestrași, iar cai și călăreți 12.000. Și să te îndrepți spre întregul ținut de la soarea pune, fiindcă ei n-au ascultat de porunca gurii mele. Și să le spui să pregătească pentru mine pământ și apă, fiindcă într-o urgia mea voi porni împotriva lor și voi acoperi fața pământului cu picioarele războinicilor mei, cărora îi voi da pe ei, îi voi da pe ei pradă. Răniților să umble umple văgăunile stâncilor și toate râurile, și eu, fratul, să fie plin de leșurile lor, când va fi să-l treci, iar pe robii lor îi voi târâ până la capătul pământului. Deci pornește și îmi supune întregul lor ținut, și dacă se vor da în mâna ta, păstrează-mi pentru ziua pedepsei lor. Dar vorbește cumva dacă vezi, parcă ar vorbi în Dumnezeu. Da, Dar da, observi, este, preocuparea esențială a stăpânilor, a cezarului, sau cum să zic eu, a conducătorului, da. era să cucerească teritorii sau să se apere. Da, da. De să stăpânească sau să se apere. Asta este, uite, iar pe robii lor îi voi târâ până la capătul pământului. Atât treabă nu aveau decât să-și mărească bogății să se apere, să nu le alții. Păi atunci asta înseamnă că religie, nicio religie nu poate să-și permită să învețe pe oamenii că Dumnezeu e peste tot, pentru că atunci nu mai pot să se omoare între ei. Și nu mai pot să îi mărească teritoriile sau să ia pe teritoriile sau să îmbogățească pe cezar și pe drăgător. Deci este esențial ca religia să fie gândită în așa mod încât să-i divizeze. Asta e singura preocuparea lor. Divide timpul. Ca să da. poată să lupte unul cu alții. Și se face prin acuzație când e foarte simplu să face divizarea. Când și asta este și principiul după care funcționează diavolul. Zice că nu este bine, nu e regulă, nu este adevărat, nu este drept, este greșit. Deci îl acuză pe Dumnezeu din față că nu e bine ceea ce face. Sau da. zice, uite, tu ești păcătos, ai 44 de păcate. Adică îi dă lui Dumnezeu, soarele de iubire din fața noastră, ca cu... că nu există ceva în asta care să nu fie iubire. Deci ei sunt ca niște paraziți. Da, ai legătura cu Dumnezeu, zice că noi suntem, știi, uite, au pus numai peste că toate, atunci reprezentantul acelui om care deține toate virtuțile acelea, în mod absolut, ei sunt acelui reprezentant, acel reprezentant. Și ei dețin, ei împart în bine și rău. Adică ei dau sfaturi, îi spun ce să faci și omul atunci nu mai își asumă existența, schimbarea existenței lui. Pentru că e altcineva. Cineva, cândva, vreodată se va gândi la el și să îl facă sfânt. Dar acum, până atunci, el se va distra, va face tot posibil să distreze în viață. Asta, deci, l-au luat pe Dumnezeu ca omul să nu aibă responsabilitatea. Problema lor cea mai mare a fost regulile. Au fost... Nu în regule, să zic așa, sunt poruncile divine. Poruncile divine, în îndrumările divine, a fost cel mai important lucru de blocat pentru că acelea apăsau pe om și blocau uh, idolatria. Da. Și ei au fost liberi la idolatrie. Asta este marea schimbare care a dus în Noul Testament. A creat după aceea civilizația aceasta capitalistă, medievală, apoi cea individualistă, cu societăți secrete și lumea aceasta în care suntem noi acum, și le-a dat puterea. Deci, datorită Noului Testament, puterea este la stăpânii în lume. Este la, la Black și la Vineguard. Datorită yeah. Noului Testament, să se înțeleagă lucrul ăsta. Și variantele lui care sunt peste tot în lume. Nu? Pentru că noi ne vedem separați. Și atunci, ei controlează lumea și au, au avut puterea, posibilitatea ca să ne pună pe noi să muncim pentru ei. Să îmbogățim pe ei. Și să ne batem între noi, să ne mărăm între noi tot timpul. Deci veșnic. Deci pentru ei este important să ne divizeze veșnic. Da. da. Rezultatul este extraordinar de eficient. De 2000 de ani noi ne vedem separați și ne omorâm între noi. Miliarde de oameni au murit din cauza Noului Testament. Miliarde de oameni. Se vor separa și încă luptă pentru Noul Testament. De ce? Pentru că le-a dat posibilitatea să se îmbogățească. Și da. a fost liber. Pe când vei cu testament, spunea, nu-ți face o casă mai mare, nu câștiga mai mulți bani, nu uh, uh, strânge aver pe pământ, nu strânge aur și argint. Nu avea mai multe vite. Deci mereu te încurseta, îi bloca. Deci că asta face Dumnezeu, atâta face. Nu te duceți pe Matei, că materia ți din energie, că e secundar. Da. Asta este singurul sfat care există la Dumnezeu. Și în cauza asta au simțit nevoia să creze Noul Testament, care a dat posibilitatea să se vadă diferit, să lupte pentru mai mult bine pentru ei, dar în același timp să-l vadă pe celălalt dușman. Și atunci ăștia nu ne au câștigat. Noi muncim pentru ei ca să îi îmbogățim, pe de altă parte îi apărăm și pe de altă parte nu morăm între noi. Sau le mărim teritoriile. Sau le apărăm teritoriile. Imperiul. Deci ceea ce s-a întâmplat acum. Uite, s-a concentrat puterea. Se duce acum puterea la cât, câteva firme din acestea, foarte mari corporații, și care dețin totul și uh, ne supun complet. Este o sclavie, în mod absolut, pentru că dacă tu ești sclavul băncii, unde mai este libertate? Adică, banca îți spune ce să mănânci, cât să mănânci, unde să te duci, te ține închis în niște lagăre în orașele 15 minute. Nu Și asta se întâmplă acum. Uite, în toată America e plină de foc. Da, și în alte părți de inundații și foc, inundații și foc. Acolo unde sunt inundații și foc, acolo vor fi orașe de 15 minute. Da. Deci vei ști clar. Pentru că te uiți acolo la care orașele sunt de 15 minute. Te la unde este cu foc și cu, cu inundații. Ălea vor fi. E vorba de cele care au oarecare rezistență. Oamenii nu vor. Și, și ei zic, a, nu vreți? Uite că vă distrugem proprietățile și o să vreți până la urmă. Aici, lângă, nu la, lângă mine, aici, eu când spun lângă mine, la noi distanțele sunt mari, deci lângă mine e undeva tot departe. Dar e o localitate care era renumită pentru viticultură și lumea se ducea acolo și făceau niște tururi de degustat vin și mă rog. Și acolo au fost focuri acum foarte mari, le-au luat casele lor, aveau case foarte frumoase, foarte și brusc dintr-o dată și-au dat seama de rolul unei clădiri care se ridica și pe care nimeni nu o băga în seamă. Este un bloc imens cu niște apartamente foarte înghesuite, mitidele și fără balcoane și fără nimica, care e în construcție și care acum li se oferă la cei, vai, uite ce mărănimie, vă oferim ca să stați aici. Pe de din Da, da. Păi da. dacă știu ce urmează. ne bagă da. la de 15 minute și gata, e băgat în ladă. Da. Mai ales că aveau pământuri, aveau proprietăți mari, adică... Problema cea mare e că le ia mașinile. zero da. mașini. Hai zicem, zero carne, te mai descurci, zero laptate, trei haine pe an, ai dreptul, trei, mai eu, trei kiloți ești tu pe an, mai mult <gătări> nu ai nevoie. <gătări> Cred că trebuie să alegi, ce trebuie? O bluză, un kilo sau o șosetă? Da. <gătări> da. Dar să știi că până nu, nu, ne desprinde de materie, chestia asta nu se oprește. Da. Imposibil. Deci Vechiul Testament funcționează perfect. Și-a bătut joc de el. Au zis, gata, ai libertate să ne îmbogățim. Serios? Dumnezeu, pac. Asta este, de fapt, blestem. O muncă se duce spre materie și se autoblestemă. Asta nu știe el. Nu știe multe chestii. Spre exemplu, când pui idealurile absolutizate, regulile, principiile, virtuțile absolutizate, sunt corpuri, corpuri de diavol. Deci diavolul. Regula pusă pe primul plan, absolutizată, e un corp eteric. Nu pot să spun în cartea lor, în, în afară de cărțile astea, nu pentate cele cinci ale înțelepciunii, că pe ăla le studiază, nu studiază Vechiul testament. Au acolo spus clar, întotdeauna regula este corpul eteric al diavolului. E diavolul în persoană. Da. Regula absolutizată, virtutea absolutizată este corpul eteric. Principiile absolutizate acestea de tip morală sunt corpul eteric, pentru că nu poți să vii cu un principiu că de împărțire în bine și rău când e Dumnezeu care el se, 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 se comportă și cu plus și cu minus tot timpul. Deci uh -huh. nu există ceva de, de absolutizat. Deci regulile sunt bune atâta timp cât ai un eu care corectează ego, dar în momentul în care uh, omul depășește ego ăsta, depășește limitele, caută să strângă cât mai mult, regulile acelea devin, uh, uh, devin corpul eteric al diavolului. Adică uh, omul folosește regulile ca, un, ca, o armă. Folosește regulile ca o armă. Pe de altă parte, regula îl subjugă. De, de ce? De unde știi că îl subjugă? Că este diavolul. Pentru că îi dă mânie. Îi dă mânie, furie, ură. Deci sunt, 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 sunt comportamentul diavolului. Sunt emoții ale diavolului, sentimente ale diavolului. Diavolul are ură, are mânie, are furie, are supărare. Da. Și din cauza asta. Și trebuie să înțelegi că omul... Și asta este foarte important și nu se știe. Nu ai mai spus lucrul acesta. Deci regulile puse pe primul plan, absolutizate, poziționat, înseamnă... sau binele propriu. Binele propriu a poziționat este, de fapt, corpul eteric al diavolului. Este o ființă. O ființă negativă. O ființă întunecată care... După aceea te domină. De unde știi că te domină? În clipa în care nu nu pe cel care calcă regula, în clipa respectivă ești ființă întunecată. Deci dacă tu apei regula, ai devenit o ființă întunecată, ai devenit diavol. Dacă pui regula pe primul plan, nu mai poți să iubești. Înțelegi? Deci, ce te duce spre divin? Exact ceea ce uh, distruge regula. Ce distruge regula? Păcatul. Deci păcatul te îndumnezește, distruge regula. Deci da, da. greșeala distruge regula. Deci tot ceea ce noi desconsiderăm distruge pe diavolul, o mare pe diavol. De aceea am pus astăzi mai multe afișe pe, pe canalul de Facebook care spuneau așa că tot ce face îngerul păzitor, sufletul nostru și Dumnezeu este ca să-i ca să facă, îi face tot posibil ca să-i fie cât mai mult rău diavolului din noi, ego -ului. Deci îi face tot răul de pe lume diavolului. Pentru că răul care îl face diavolului este eliberarea sufletului. Este cea mai mare fericire pentru suflet. Deci atunci când noi avem drame personale, ne plângem, ne, ne voităm, avem suferințe de toate felurile, de pierderi, da? Diavolul are pierderile și suferințele acestea. El se revoltă, el e nemulțumit, el se mânie, el se furie. Nu? Sunt caracteristicele lui. Când omul este așa, Sufletul este fericit. Pentru că când e distrus diavolul, Sufletul este fericit. Da, pentru că este eliberare, se eliberează. Și să înțelegem clar că nu va fi lăsat diavolul. Deci vor fi distruse. Noi când apărăm reguli sau bine propriu, imediat creăm inversul care să ne distrugă. Noi zicem, ce îmi caut stabilitate, siguranța vieții, o casă mare și frumoasă, să fii sigur că va fi distrusă. Ceva asta se va întâmpla, aia va aduce consecințe. Va aduce în viață, va aduce în viață situații dificile pe potriva dimensiunii egoului încastrat în casă respectivă. Deci cu cât casa e mai mare, cu atât ego mai puternic. Ia. Și va aduce din față situații nefericite pe nivelul Orgolii pe care le avem noi. Deci, nu avem voie să apărăm binele propriu, virtuțile, idealurile, principiile și regulile, pentru că toate acestea sunt corpul eteric al diavolului. De ce sunt corpul eteric? Pentru că noi, când le absolutizăm, ne, nu mai putem să iubim. Când, deci, Hai. ele, când nu mai poți să iubești, tu ai devenit o ființă întunecată, automat. Când revolți, când reacționezi, când nu ești de acord cu celălalt, cu, nu îi dai dreptate, nu, nu accepti părerea inversă absolutele pe care, de care tu te ții, părerea inversă, nu accepti, nu mai iubești, tu o ființă întunecată. Atunci știi că, deci, în modul ăsta îți dai seama că ești o ființă că reacționezi. Reacționezi, ripostezi, nu poți să accepti inversul și nu mai poți să iubești. Însă în momentul în care accepti și păcatul, deci Dumnezeu vine sub forma unui păcat, unui lucru pe care tu înainte le respingeai, da? Da. Că ziceam, bine, nu zicem, uite, oamenii ăștia sunt bogați. Și e Dumnezeu care vrea să fie bogat. El el, 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 trăiește acea experiență, el își asumă această experiență, joacă acel rol ca să învețe ceva prin omul acela prin acest rol pe care joacă. Nu poți să zici că, că e, nu e bine. Ești Dumnezeu care joacă noi, spre exemplu, nu ne place că oamenii dansează, pe trec beau. Da. Păi de ce? Că e Dumnezeu care bea. Dumnezeu ia rolul de bețiv, treaba lui. Chiar dacă se duce pe stradă și ajunge pe stradă și cade în șanț, este un rol pe care el și-l asumă. Și experimentează acest lucru în corpul respectiv. Pentru care, are niște lucruri de trebuie să fie umilit, trebuie să ajungă în șanțuri, știi? Și mai departe. Deci e o socoteală pe care o știe el. Nu, poate, nu putem să zice că ceva e rău. Totul este bine în fiecare clipă. Toate mm. sunt lecții pe care le trăiește Dumnezeu însuși, nu noi. Nu e nu, nu, ființa noastră, nu sufletul nostru. Egoul le trăiește. Egoul este lovit tot timpul. Noi nu suntem ego. Sau putem să spunem că Dumnezeu este cel care le suportă pe toate. Pentru că El ia rolul. Când înțelegi că peste tot, în lumea aceasta perfectă a Lui, nu, nu există altceva care să nu fie El, nu poți să spui că ceva e rău. Deci nu poți să vindești, că nu ai pe cine să vindești. Că dacă el vine sub formă negativă, ce să vindești la formă aia negativă? Că el e perfect în ceea ce face Omul acela joacă rolul acela, deci Dumnezeu joacă rolul acela prin omul acela ca să-i scade orgoliu, să-i salveze viața. Are programe din spate, știe el de ce. În momentul acela, omul acela are nevoie de dramă, de, de, suferință, să fie, de pierdere. Ce poți să cum să intri tu să-i zici, să-l sfătuiești, să-l sfătuiești. Că n-ai ce să faci. Nu ai ce să zici nimic despre nimic. Că e bine, că e rău, nu poate, nu există ca de comparație. Chiar dacă omul este rău, este, este rău, că trebuie să fie rău ca să fie lovit de alții, să fie jignit, să fie umilit, călcat în picioare, dar să îl desconsidere și să piardă. Pentru că numai așa învață. Omul mai prin pierdere și prin greșeală învață. Dacă tu vii din afară și zici că nu e bine, e ca și când ei lua înțelepciunea el câștigă înțelepciune prin suferință. Noi învățăm numai prin pierdere, prin greșeală, prin greșeală și prin eroare. Așa învățăm. Noi, noi, nu ascultăm. Dacă cineva ne spune ceva, noi nu auzim. Din cauza asta, în templele Zen, 11 ani, ucenicii sunt ținuți acolo la munci, miliți, pentru că degeaba îi dai învățătura, că dacă el nu are corespondență în viață și nu a câștigat o anumită înțelegere, o anumită sinteză, o înțelepciune, el nu poate să înțeleagă ce este în cărți. Și la fel se întâmplă și cu. Deci, omul întâi trece prin viață, suferă în toate modele posibile, și apoi, când citește Vechiul Testament, vede niște lucruri. Noi, spre exemplu, nu am fost pregătiți. Anul trecut, eu am început să citesc Vechiul Testament și să scriu despre el și mi-am dat seama că eu nu văd linia roșie. E, e, trebuie să fie o linie roșie pe care să urmăresc. Nu știam ce să urmăresc. Da. Deci, da. Nu am fost la nivelul acela de înțelegere în care să pot să. Și uite, după anul nou, busc, cu toții ne-am trezit așa brusc, că a vrut cineva să ne trezească. și să, că a apăsat pe buton și a, și a zis, gata, acum vă treziți. <laughs> gata, cu toții vă treziți. A ști că și cei din afara școlii, iubirii, că tot mai a întrebat-o pe Carmen, dar tu ai simțit shift-ul ăsta de la începutul anului, pe care l-am simțit noi? Și a zis, da. Deși cei care ne urmăreau cu seriozitate și aplicau, au simțit același lucru ca și noi. Da, este, este un, deja este un fenomen cultural. Dacă exact. sunt 5 milioane care urmăresc, contează. Da. Plus că știi că noi vorbeam și spuneam că în gura celor care ne conduc și tot ce vorbesc și ne transmit ei, ca și sloganele care le au, că nu veți mai avea nimic și veți fi fericit sau noi suntem salvatorii voștri, este tot Dumnezeu. Și aici când citeam, eu așa vedeam în gura lui Nabucodonosor, uite cum zice, așa poruncește Marele Împărat, Stăpânul Lumii la 5. Ce da. Sau zice la 6. Fiindcă ei n-au ascultat de porunca gurii mele. Da, stăpânul lumii, la a de Dumnezeu, stăpânul lumii. Da. Deci el este o porta, porta vocea lui Dumnezeu. În, în problema aia, că dacă ei se retrag și se umilesc, după ce da. Dumnezeu zice, gata, mă, mă a, m -a pe Nabucu Dumnezeu acum. Așa va da. fi și acum, dacă oamenii se vor fi desprinși, se va îndrepta spre stăpâni. Pe da. Deci, noi, dacă vrem să îi doborâm pe stăpâni, noi să fim cum trebuie. Și știi cum în, în ordinea aceasta mondială, care se construiește acum, toată lumea o vrea. Pentru că le oferă exact ceea ce vor. Le oferă ușor, da. plăcut, să nu mai muncească, să da. se distreze toate lucrurile la, la, îndemână, deci totul va fi ușor și va, va, merge exact, că ideea asta era de mult și pe timpul celălalt, nu? Mai țin minte că era după, după muncă, remunerație după muncă, nu știu cum. Și după muncă e... și răsplată sau cum era? Nu mai era, nu mai știu. Dar se refera la faptul că te poți duce să îți ce lucruri vrei fără să plătești. Da, și spre direcția aia se va îndrepta acum, recent, o să vezi rapid cum o să vină. Dar nu va fi. Eu nu cred că va fi ce vrei cât vrei. Va fi în funcție de nevoile și necesitățile care le ai. Nu de nevoile și necesitățile de acum... coșuzini calculate de către da, ei, să da, nu depășești, da. să nu ai credite da. carbon, să nu depășești anumite limite. Totul este calculat. Da. Da. Este bine. Zic este bine pentru că ne desprinde de materie. Că Altfel noi nu ne am fi, nici nu ne am fi. Deci noi nu putem să ne înfrânăm singuri. Și Dumnezeu a zis, măi, dacă nu puteți, uite, vă înfrânez eu, vă, pun, vă fac lecții, vă fac reguli. Le, le vine inteligența artificială, vă urmăresc cu inteligența artificială și o să zic așa, ca să nu te îngrași, că așa, uite, trebuie să mergi 10.000 de pași pe zi, o să zic da, 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 că O Să vezi că da. asta ar... se va. Să vezi pe ăștia toți cu toate ziua, trebuie să meargă 10.000 de pași pe zi, da. pentru că altfel nu i funcționează mai departe cardul, știi? Deci, prin regulă, o să fie dirijați în toate modurile posibile. Dar nu o să mai aibă libertate. Absolut. Își pierd libertatea completă. Da. Și va veni un moment în care vor spune că nu mai avem nevoie de voi, pentru că vă ținem așa degeaba, știu, pe mâncare, pe nu știu ce, nu faceți nimic și îți repet asta tot timpul. Și asta va fi cumplit pentru că te vei simți inutil. Nimeni nu are nevoie de tine, nu ai ce să faci. Te duci la oameni să le cer voi să le faci curățenie în casă, ce faci? Speli casa scării toată ziua, scările în afara blocului, nu știu ce o să facă oamenii. Să pământul, pentru că dacă nu îmi dai energie, nu primești, nu, primești energie și scade sistemul imunitar. Da. Da. Asta este... Nu vom vedea cum o să fim. Și mai vreau să spun ceva de ăștia cu vindecarea. Dar în condițiile în care Dumnezeu, Soarele de iubire este peste tot, este corpul nostru, este a lui, nimic nu ne aparține și tot ce este în față, nu ai ce să vindeci. Da. Nu există vindecare, că nu ai ce să vindeci. Trebuie doar un comportament din acest să intri în comportamentul divin care blochează pierderea de energie pe exterior. Blochezi curgerea de energie pe, pe diferite, pe cafea, pe țigări, pe băutură, pe, pe mașină. Deci toate lucrurile astea, pe acolo se pierde energie. Blochezi și te pui la nume ajută, într-adevăr. Când a zis, nu mai mâncați cafe, uh, uh, carne, lapte, uh, nu mai luați mai multe hai, nu știu ce, te ajută. Pentru că să nu se mai duce energia în afară. Te ajută foarte mult în prima fază. Problema este că probabil oamenii vor face chestia asta, o să aibă un avantaj foarte mare. Da? D dacă faci tot felul de lucruri, dacă respecti creditele care ți le-a dat, adică condițiile care ți le-a dat, îți pot da credite mai multe. Cu creditele acelea să dea libertate să te duci în oraș, în alt oraș de 15 minute lângă tine. Sau alte chestii. Să te duci în străinătate. Da, da. Da. Și de tot răsu. O să văd oameni în care ne nebunesc la cap, pentru că sunt ești ca un tulag închis. Dar da. totuși e restrângerea asta care vine pe noi încă o dată să subținem că dacă o facem tot cu un interes al nostru personal, nu-i nimic. Da, nu se, obținem da. sub nimic. Da. Ei o să vrea să se ducă că muncesc în altă parte, dar se pot trezi că cardul nu-i dă voie să iasă din orașul respectiv pentru că nu mai are credite. Sau da. a făcut multe greșeli și au fost luate din credit. Da? Și s-a închis acolo. O să roage, da. o să roage pe, fam pe familie să îl ajute că el nu mai are acces și cu cardul respectiv nu mai poate să cumpere nimic. Și uite-te ce probleme. Dar în felul ăsta, totul e miraculos și dacă ar fi și așa, pentru că, uite, în felul ăsta, el, fără să știe și ajută familia să dăruiască, să se... Da, să toată lumea se dă dăruiește, dar se da. restrânge învață să se ajute da. unii pe alții, până la da. urmă, tot rău este spre bine. Și, în momentul și probabil în care că va de... trebui să ne unim, familiile, să ne unim, să trăim cum trăiam odată, mai să trăim, să ne, ne trajitorăm așa. între noi, că altfel da. nu se poate. Să găsim, da. să facem... Să facem nu știu, să, să facem o formă de or autoorganizare organizare în care să ne ajutăm unii pe alții în toate forme. Da. Cel da. care are credite mai multe să poate să cumpere ăluia care nu are credite, să poate să-l ajute da. pe ăla. Da. Și o învățăm să ne, să ne ajutăm între noi. Dar este distopică chestia. <laughs> Depășește 1984 da, să știi că nu, uite, pe vremea care am mai trăit-o noi, acolo erau niște cartele, dacă ți-ai aminte, cu zahăr, cu ulei și nu știu ce. Noi da, întotdeauna, da. când mergeam la bunici, bunicii, fiind bătrâni, nu consumau da, ce și le dădea. Nu. Și ne dădea nouă. Deci da. adunau pentru... Deci cam așa, bronesc o să se facă. Păi la fel o să fie cum am fost noi pe da, tempo. Da, 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 da. Păi pe... Deci exact ce-a fost. Nu, nu e nimic nu. Îmi mai am că era par în par. Nu da, ceva și pe stradă. Da, da, da. Well, da. complet. Păi da. da. -sculeam noaptea de tot de la 5 dimineața, la 4 dimineața, stăm la coada la lapte. Da. eu. la iot. Și acolo oamenii socializau <laughs> și discutau. Și râdeau. Și râdeau. Și erau Până venea la mașina. La coadă erau veselie. N-am văzut așa ceva veselie. Da, dar până venea mașina, Marius, că eu am văzut după ce venea mașina. Mașina în uitau de prietenie. <laughs> da. Și să se se dea coate care să ajungă prima. Da. Dar da. se uită așa asta, că pormă iar să-mi prieteneau și tot așa. Da, da. Vedem da. cum va fi. Învățăm din mers. reci și peste asta. Nu? Da. Suntem la 11. Pe cei ce nu vor să se supună, să nu-i cruțe ochiul tău, ci pretutindem de morții și jafului. Căci pe viață și pe împărăția mea jurat am și cu mâna mea voi împlini jurământul. Tu deci nu călca niciuna din poruncile stăpânului tău, ci împlinește-le precum ți-am poruncit și nu zăbovi. Și după ce Olofern ieși de la împărat, chemă la sine pe toți voievozii de pe căpeteniile și pe capitanii oștirii asiriene și numără trupele alese pentru luptă. 120.000 de oameni și 12.000 de arcași călări. Și puse în rând cum se pune o știre gata de război și luă o foarte mare mulțime de cămile, de asini și de cătări pentru dus poverile lor, iar oi, boi și capre cât nu se putea număra pentru hrana lor precum și bogăție de merinde pentru fiecare ostaș și aur și argint foarte mult din palatul împăratului. Și porni la drum, el și toată oștirea lui, ca să Oia înaintea împăratului Nabucodonosor, încât cu carele și călăreții și cu pedestrimea cea aleasă să acopere toată fața pământului spre soarea apune. Și mulțimea care i-a însoțit pe ei era ca lăcustele de numeroasă și ca nisipul pământului. Mulțimea lor era nenumărată. Și el ieși din Ninive și se îndreptă spre șesul Bectelet trei zile de drum. Și și așezară tavăra de la Bechtelet până aproape de muntele care se află la miază noapte de Cilicia de sus. După aceasta, luă întreaga sa oșire pe destra și gălăreții și carele și plecă de acolo în munte. Și el împrăștie pe put și lud și jefui pe fiul lui Rasis și pe fiul lui Ismail, care locuiesc la marginea pustiei, spre miază zi de țara Heleilor. El trecuie Eufratul și străbătu Mesopotamia, și nimici toate cetățile întărite de pe râul la brona, până la mare. El cuprinse ținutul, ținutul cilicii și nimici tot ce ieșea în cale, și ajunse până în ținutul iafetului, care este la miază zi de Arabia. Și împreună pe toți fiii lui Madian, arse așezările lor și jefuit târlele lor. Apoi se pogorând gâmbia Damascului pe vremea secerișului și pârjoli toate lanurile și nimici toate turmele de oi și cirezile de vite, șefui cetățile lor și pustii toate țarinile lor, iar pe flăcăii lor îi trecu prin ascuțișul sabiei. Atunci îi cuprinse frica și tremurul pe toți locuitorii de pe malul mării, din Sidon, din Tir și din Aco, și toți locuitorii din Iam, Iamnia, și din Ashdod și din Ascalon se îngrozeau de el. În puțin, început să spun ceva, da. vreau să spun și da. vreau să termin ideea despre vindecători. Orice vindecare are în o inițiativă în spate a unui eu, a unui ego. Da. Și ego este cel care inițiază rugăciunea, meditația sau exercițiile de toate felurile. Acolo unde există ceva inițiat de ego, nu se scade ego-ul, ci se întărește. Nici orice exercițiu rugăciune sau meditație întărește ego și nu îl scade. Ceea ce scade, pentru că exercițiile rugăciunea și meditație nu se referă la scăderea ego iar ego nu se va distruge pe sine. Ceea ce scade ego este doar jertfa de sine, slujirea celorlalți și restrângerea. Restrângerea. În momentul în care uh, faci voia celuilalt, tu nu ai un eu. El te solicită și uh, ai lăsat. Uh, te lași dus, condus, purtat și te supui celălalt. Și atunci tu te înalți. Deci rugăciunea, exerciției și meditației nu se referă la golirea de sine, la eu, la lepădarea de sine. Și dacă nu se referă la lepădarea de sine, nu pot să scade ego. Dacă nu scade ego, Dumnezeu nu are unde să vină. Deci nicio schimbare nu se face. Omul se duce și face exerciții nu știu ce, pentru care are tot felul de probleme. Și uh, problemele care îi vin din față, durerile, suferințele, sunt de fapt vindecarea. Tocmai ăla de care vrea el să scape sunt vindecarea sufletului. Uh, pentru că vin de la Dumnezeu și Dumnezeu ce îți, dă, îți dă dureri, suferință, pierderi de toate felurile și toate lucrurile astea, umilință, toate de fapt te vindecă. Uh, problema este că ele apar, bolile, necazurile, durerile, suferințele, apar când noi ne preocupăm în mod exagerat de, de binele individual, ci întărim ego -ul. Deci, ego -ul nu poate fi scăzut prin, prin orice, adică nu, e, nu poate fi scăzut prin exerciții, meditații și rugăciune, pentru că toate sunt inițiate chiar de ego. Deci, el, el pe sine însuși nu se anulează. Da. Deci, ceea ce primise prin durere, prin suferință, se scade ego-ul. Prin pierderi, prin necazuri, prin neplăceri, prin uh, umilință, prin desconsiderare, toate lucrurile acestea sunt cele care scade ego -ul. Deci ceea ce omului deja îi se întâmplă și el vrea să scape de lucrurile acelea, taman lucrurile de care el vrea să scape, era o vindecarea. Iar când vrea să scape, el vrea cu un eu și face, de fapt, o operație care îi întrește ego -ul. Pentru că înainte, el, el i s-a dat necazul ca să îi distrugă ego -ul și el n-a vrut. Deci, cel care inițiază rugăciunea, meditația, se decizele, sunt cei care nu acceptă uh, lecția care vine de la Dumnezeu și nu scade go, nu acceptă scăderea goului. Da? Când de fapt ce s-a întâmplat, a fost un moment prin care lor li s-a a uh, au fost scăzut ego și sufletul a fost încărat cu energie. Deci ei nu știu că ceea ce noi pățim, de fapt, este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Acum, uh, Omul când se preocupă numai de sine, atunci vine boala, necazul, durerea și pierderea. Deci este doar o problemă de comportament. Boala, necazul, pierderea, toate astea blochează un comportament aditiv, adică de a aduna bine pentru sine, în mod exagerat, ce se înseamnă materie. Materia îți ia din viața sufletului și din cauza asta trebuie să vină boala, necazul și pierderea ca să blocheze pierderea de suflet, pierderea de energie vitală. Și asta se întâmplă. Și noi venim cu exerciții rugăciuni și meditații ca să ce? Ca să mărim uh, uh, ego egoul, să, pentru ca să înlăturăm vindecarea care vine de la Dumnezeu prin pierdere, prin durere, prin răutatea celorlalți și mai departe. Deci nu, nu este problemă cu suferința. Problema este atașamentul nostru de plăcere. Deci absolutizarea plăcerii binului propriu este cel care produce suferința. Deci nu să elimini suferința trebuie, ci să scazi atașamentul de plăcere, să nu mai absolutizezi binele propriu, avantajele tale, preocuparea excesivă pentru satisfacțiile simțurilor, plăcerile, toate astea sunt cele care generează suferința. Deci nu cu suferința trebuie să lupți, cu durerea, cu pierderea, cu jignirile, să lupți cu ăla la care te jignește. Nu, nu ei sunt de vină. Ei sunt consecința faptului că noi am absolutizat un bine, ne-am poziționat și atunci, absolutizând, am creat situații de viață care se ne distrugă absolutizările. Întotdeauna Dumnezeu distruge, numai cu asta se ocupă, cu distruge absolutizările. Da. Reguli, idealuri, virtuți, principii și morală. Pe toate astea le distruge. Deci, îți dai seama, diavolul este exact ceea ce noi căutăm, nu îl căutăm pe diavol. Când, când, pui pe primul plan virtuți, virtuțile sunt... Diavolul este cel care, care este acolo. Noi absolutizăm pe diavol, pentru că Dumnezeu nu absolutizează nimic. Da. Deci tu când cauți o virtute și zici că aceste virtuți trebuie să le atingem, asta înseamnă da. diabolizare, magie neagră. Asta s-a întâmplat în Noul Testament. Virtu și mereu aici și la Tobias, să faceți da. bine, să nu știu ce, păi asta înseamnă că să deveniți, ia, să deveniți diavol. Când absolutizezi virtuții, reguli, idealul, omul devine diavol. Pe de altă parte, în carta lor sfântă, spune clar că regulile puse pe un plan și virtuțile înseamnă diabolizare, este corpul eteric al diavolului. Deci ei au știut când au făcut chestia asta. Deci ei ne pun să... Ne rugăm să căutăm un mai mare bine pentru noi, să absolutizăm niște virtuți ne... și, imediat, noi când absolutizăm virtuțile, nu mai putem să îl suportăm pe cel care ne calcă în picioare virtuțile și nu mai iubim. Trebuie să te uiți întotdeauna afirmația respectivă unde te duce. Dacă te duce la neiubire, este, de, de fapt, diabolizare. Adică, ca e consecința, bun. Noi zicem că îl slăvim pe Isus, dar pe cel care. Este împotriva acestor învățături, îl urâm. Păi atunci păi ce am mă. făcut dacă urești? Înseamnă. Deci, de unde vin ura? Păi, tu ești o ființă întunecată dacă ai urât. Dacă urești, nu ești de acord, nu poți să suporți, nu poți să accepti, ești o ființă întunecată pentru că aperi ceva. Iar tot ceea ce aperi întotdeauna, lucru pe care îl aperi, este neadevărat. Pentru că Sufletul nu apără nimic. Dacă era adevărat, nu, nu trebuia să îl aperi. Deci, adevărul nu se apără, nu se impune și nu are nevoie de sprijin. Adevărul dar este. Dar noi când simțim nevoia să apărăm ceva și luptăm, da? Ura aceea este diabolizare. Este... Și majoritatea oamenilor sunt diabolizați. Mm -hmm. Nu, nu o să vezi oameni. Că dacă nu îi atingi, dacă îi atingi în credințele lor, acolo sunt absolutizări, mm -hmm. nu poți să suporte și ei sunt ființe întunecată. Când te contrează, este, este puțin doar să-i gânduri puțin. Știi? Și ai văzut, să vezi cum sar imediat. Dacă le spui că nu există Isus, au sărit în sus și așa îți dai seama dacă este o ființă, ai în față ta un om diabolizat. Spune că nu este Isus și vezi ce, ce zice. Și da. pac a sărit la tine. Cine? Diavolul a sărit la tine. Pentru că el își pierde, și ar pierde, dacă ai înțelege că nu există Isus, el își pierde autoritatea. Pe de altă parte, omul în sine își pierde avantajele, își pierde bogăția pentru că ar însemna să intre în Vechiul Testament și să-și să reducă din nivelul de trai pe care îl are. Da? Și nu, nu poate. El, de fapt, își apără nivelul de trai. Deci, Isus este cel care le apără bunăstarea, deci este o ființă întunecată care, care i-a făcut pe oameni să devină diavol. Da? I-a supus pe oameni. Și preoții sunt reprezentanții aceste ființe întunecate. Asta vă să zic. Deci nu există vindecare, că n ai ce să vindeci. Dacă totul în lumea aceasta este El și este soarele de iubire, n ai ce să vindeci la oameni. Fiecare are lecțiile lui proprii, Dumnezeu ia niște roluri acolo, se supune El însuși, Creator Universului, se supune și trăiește viața unui trădător, unui mincinos, a unui bețiv, trăiește viața respectivă dramatică, el se supune acolo, nu ai ce să, ce să faci. Nu poți să zici că este ceva rău, este Dumnezeu care joacă rolul. Când da. nu mai vezi niciun rău în lume, iubești și când iubești, în Universul tău nu mai apare trădătorul, nu mai apare mincinosul. Deci problema nu este la celălalt. E celălalt îți arată că tu judeci, că absolutizezi niște reguli, niște principi, niște virtuți. Dacă nu le absolutizai, în universul tău n apărea micinosul, trădătorul, bețivul, da? Nu apărea, nu apar acești oameni. Întotdeauna apar ceea ce tu absolutizezi. Deci ceea ce tu respingi, acel, acel lucru pe care l-a respins să se apară din față, să se arate că tu încă nu iubești. Și care este soluția de vindecare? Să accepti întotdeauna că uh, el există pentru că în tine există un absolut, o virtute absolută. Adică ție nu îți plac beții, ție tu nu suport nu știu ce. Lasă-L, Domne, pe Dumnezeu, care joacă rolul respectiv, ce ai cu el? Că tot ceea ce face el este perfect. Deci el nu poate să greșească. E ca și când noi, deci mai diavolul se ridică pe sine și îi zice lui Dumnezeu, tu ești greșit, tu nu faci lucrurile cum trebuie, tu nu spui, lucruri, nu spui adevăr, nu e drept ce faci. Numai, numai diavol. Dacă noi am ști că Dumnezeu e peste tot, nu mai spune nimic. Când nu mai poți să spui nimic despre nimic. Când nu mai spui nimic, atunci iubești. Când iubești, asemenea situații nu se mai apar din față. Da, Și în modul acesta tu schimbi realitatea din fața ta mereu, și viața ta devine frumoasă. Dacă nu te schimbi pe tine și ai absolutizări, atunci viața ta va fi dificilă. Ei ce au făcut? Ne-au ne uh, făcut diavol, adică ne-au dat absolutizările acestea, uh, apoi în momentul în care noi ne ținem și le, uh, le punem pe primul plan, creăm inversul și ne creăm în realitatea din fața noastră o viață nenorocită, care să-ți distrugă tot timpul, să vină să-ți distrugă prin oameni, să-ți distrugă regulile la pe care le-ai pus tu pe primul plan. Și tot timpul vei suferi și vei lupta cu chestia asta. Pentru că nu vei putea iubi. Deci ei ne-au făcut ființe întunecate, ne-au diabolizat. Pentru că noi nu putem iubi. Consecința ce este? Consecința absolutizării virtuților și negării. deci că este inversul lor, care este păcatul, știi? și voi sunteți păcătoși, consecința este neiubire. Cum să-i spui tu lui Dumnezeu că este păcătos? Dumnezeu vine sub forma unui negativ din față ca să-ți distrugă absolutele alea. Scrie pe hârtie ce lucruri le pui pe pe un plan și vei vedea cum îți vine și îți vine percutor, ca un percutor. Îți vine ca pe foc deschis ca la mitralieră îți vine Dumnezeu. Da, tac, tac, tac și nu te lasă în pace până nu te doboară jos. Și noi zicem, vai de mine că suferim. Că stai puțin ce e absolutizat. Scrie pe hârtie ce e absolutizat. Că ăla îți vor veni. Ce, ce zici da, tu că e cea da. mai importantă în viață? Ce îți ce pui tu pe primul plan? O, că zici feri, ce e fericită? Nu știu. nu uh... mai vrea să fie viața ta. Nu mai vrea să fie viața e ta. ta. Scrie acolo. Da, da, păi da. ăla ți le distruge. Da, da. Păi da. ăla ți le face praf. Și toată viața va fi un chin. Pentru că n-ai voie. Dumnezeu este și plus și minus la un loc. Pentru că dacă tu absolutizezi o parte, nu vei iubi. Ăla, pe, ăla care îți vine din față și îți distruge absolutul, nu vei putea să iubești. Și îți trimite Dumnezeu, dacă îți reguli, regul, te trimite pe cineva care îți distruge regulile. Și face în mod repetat chestia asta până te termină. Deci noi nu suntem liberi. Noi suntem uh, închiși într-o închisoare conceptuală creată de virtuți, de idealul, reguli și principii care sunt de fapt corpuri eterice ale Întunericul, ființelor întunericului, conform cărților lor sfinte care da, pun da. asta în cartea. ei nu pot să numesc cartea în care scrie chestia asta. Am, am citit chiar eu. Da. Și asta este. Deci, în, ce se întâmplă? În momentul în care ai pus regula pe prim plan, el se activează și începe să să lucreze în viața ta și te face intolerant, te face respingător, te face... E rău, te mânie, te înfurie, nu te lasă în pace, nu poți să suferi, că tu ai absolutizat regula. Cine te-a pus să absolutizezi? Că ăla e diavolul. Deci orice ai ce pui pe primul plan, ăla e diavolul. Nu poate să existe că zice Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, să citim cu atenție. Sunt propoziții puține care sunt astea minunate, dar sunt de o profunzime și cu o consecință extraordinară. O singură propoziție, sunt trei rânduri acolo și zice Dumnezeu, eu, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Păi când a zis chestia asta, stai drepți. Pentru că orice încercare a ta de a pune ceva din ăsta mai presus decât el, care este acceptare. El este acceptarea vieții așa cum este. El, eu sunt cel ce sunt. Când tu intri în acceptat viața așa cum este, ai intrat în el. Dar dacă zici că regula este pe piu plan, te va lovi. Uh -huh. Creatorul Universului vine spre tine și te lovește prin oricine. Și nu scapi. În toate uh -huh. modurile posibile. Mai bine stai liniștit. Și noi ne facem o viață chinuită. Și este vreau să spun că el încearcă să te regleze pe oameni. Dacă nu reușești, te boli. Când a apărut boala de lungă durată, înseamnă că omul acela a absorbit foarte mult materia. Materia, reguli, principiile, nu știu ce, siguranța vieții, stabilitatea. Nu ai voie să faci asta. Asta înseamnă moarte. Și pe de altă parte, dacă nu reușești așa, vine cu bol de lângă durată, cu cancere, cu diabet, mai știu, cu, cu bol de lângă durată, care omul nu poate să scape de ele. Dureri din acela continuă. Durerile astea sunt mari. Uite, merită durerea aia mare. Cu cât durerea este mare, cu atât virtuțile sunt absolutizate, sunt mai puternice. Da. Deci, cu cât se absolutizează virtuțile mai mult, cu atât durerea este mai mare. Uite, ce s-a întâmplat cu maiștii ăștia indieni, dar și la noi, cu o mie de de duhovnici care au murit uh, în, uh, cu suferințe foarte mari cu cancer. De ce? Da. Păi din cauza asta că au, au reguli. La ce l a folosit rugă rugăciunea? Ai absurdizat rugăciunea? pe rugăciunea inițiată de un ego. Tu ți-ai întărit ți -ai ego așa. Da? Sau i-au condamnat pe păcătoși. I-au condamnat da. pe păcătoși, Da. 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 Că e nedrept, că ne adevărat și cultivă ură. Să lupți, să te apă. Care ură? C că, zicea, uh, 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 păi semnul fiare 666 și ai urea, păi tu te, um, omul se duce pe materie toată ziulica și îi pune pe, pe diavol pe primul plan. Pă ăla este problema ce mai Ce semnul 666? Până ajunge la semn, omul a pus bunăstarea lui și avantajele da, da. lui pe primul plan. A devenit o ființă întunecată pentru că îl vede pe aproapele lui, îl vede dușman. Păi este mare chestie. Și din cauza cui? Păi stai să vezi, la, la ce faci? Împarți în păcat și în păcat? Păi ei diaboliza pe ăștia, pe toți. Au puterea după aceea, îl chem la, la luptă și îl pui să omoare pe aproapele lui și scoate pistolul cu, cu în semnul lui Iisus în, în, și cu Biblia în mână și trage în aproape lui că mișcă. Păi nu, mi se pare cu zime maximă. Păi cine e ăla? Diavolul. Trebuie să te întreb. Sunt un milion de oameni care au murit. Cine a diabolizat? Nimeni nu-și pune întrebarea cine a diabolizat. Cine i-a făcut să se vadă separați? Ăla este, uh, care, ăla este tartorul cel mare, care i-a făcut să se omoare. Cine i-a făcut pe oameni să că ăia stăpâni la nume, să stea acolo, să se închidă în cercul lor, să ne subjuge pe toți? Nu, ei să fie cei mai bogați. Cine le-a dat lăcomia asta de bogății? Păi lăcomia noastră. Dacă noi renunțăm la lăcomia noastră, ei au disput pe loc. Dar nu o să renunțăm. Garantez. Și vom muri după 30. Deci până în 2030, dacă nu ne vom restrânge și nu vom accepta, vom intra într-o perioadă de extinție în masă direct. Direct. Nu te poți duce la spital. Că dacă te duci la spital, ea zice, a, în ce categorie ești? Categoria 2 și 3, n-am nevoie de tine. Și atunci ți-a făcut o injecție și a dispărut. Ei deja au aceste indicații la spital. Sau la zil. te Le numesc protocoale. Protocoale, da. Da. Și nu scapă nimeni, nu, nu, nu. Trebuie să ajungi să nu mai mănânci nimic, nu știu ce să faci. Ca să nu ajungi în, să nu ajungi la ei pe mâna lor, că nu ai nicio fel de scăpare. Încă de acum se mai poate face ceva să te desprinzi, desprinde. Și uh, salvarea individuală trebuie să te desprinzi tu aici în universul tău și n-ai probleme că ceilalți au lecțiile lor dacă tu înțelegi niște chestii și Dumnezeu ți-a dat deschidere și posibilitate să înțelegi aceste lucruri fă tu cu restrângere ca să poate să fie cu tine să te susțină că altfel nu te salvează nimic este exact situația aia că mi-a plăcut foarte mult într-una din poveștile acestea că zicea că au fost aruncați porocii aceia în cuptor și mângeau prin cuptor Așa. și mi-a zis <laughs> la Amos da mi-a plăcut foarte mult. Deci cam asta este dimensiunea. Asta înseamnă să fie Dumnezeu cu tine. Băi, dar te, te jerfești continuu, te interesează. Deci cu toată negația, cu toată dăruirea, ești în minunea aceasta de viață, fă tot posibil să fie Dumnezeu cu tine, că de-aia ai venit de aici să, să câștigi divinitate, să energie, să poți să te urci cât mai mult sus. N-ai venit să te distrezi. Da? Și Dumnezeu zice, măi, ori, 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 vă desprindeți, ori... Și e vorba de vechiul testament, uite cum te judecă. Te ajută Dumnezeu prin Vechiul Testament. a fugit de Vechiul Testament? Acum să vă văd. Da. Și este foarte frumos cum zice el aici, că el amenință. Vin, vă distrug cetatea. Asta se întâmplă pe 15 minute. Nu a distrus? Nu distrug, da. distruge, le ardă pădurile, da. ard, clădirile, da. proprietățile, le ard pe toate și le face orăși de 15 minute. Da. Da. Și da, nu te dacă... împiedica că vorbesc de, de cai, de călărezi, de nu știu ce zice, aia e pe timpul. Nu, că di... vorbim de distrugere. Distrugerea vine... Distrugere. Îl ia pe cu de sor, îl duce acolo pe, pe vei, pe jeps. <laughs> și îl pune pe jeps și să vezi cum cine, cine arde jeps. De nu ne ia. vedem. Păi stai că vedem ce vorbesc ei acum, că sunt iar întâlniți. Se, se <laughs> văd, eu văd mașini foarte frumoase în București. Se văd ce o să se întâmple atunci. Că ei nu, da. cred, nu crede nimeni, nimeni nu crede. Și știi cum înaintează? Înaintează și apoi și pui pe ascuns și dată busc, pac, panou în fața blocului meu, zice, 5 lei ora <laughs> Și pac, a dispărut toate mașinile, mai nicio mașină. Nu a dispărut mașinile, că nu aveai unde să le pui. A dispărut. Uh, dar de ce stăpânii la lume au nevoie de, de mascotele astea din uh, Hollywood, din că sunt foarte mulți băgați printre ei? La ce le folosesc acești oameni? Sau o să folosesc de ei o perioadă așa, apoi o aruncă și pe ei? Sau cum? Nu, omul este sensibil la, la lucrurile astea, la imagini, la filme, nu știu ce, a fost educat să se uite la ele și se transmite o anumită educație, este educat prin filme. Nu, dar vreau moment. să spun că sunt băgați în fel și fel de foarte mulți, în fel și fel de Grupări de astea. Soci edifice. Societăți secrete. Da, da da Păi așa au fost dintotdeauna, din anul 1776. În 1776 atunci a început... Dar mă gândeam la ce le-ar folosi oamenii ăștia. De ce le-ar le folosi lor în secrete, în societățile alea, niște actori? Păi vor puterea lumii. Vor putere lumească. Păi e exact ca preoții. Preoții ce fac? Fac ritualuri din astea satanice. Cu da. cercul. n ai văzut la... Da, un da, loc? Da, da. Pentagrama și nu știu da. ce... Și toate ăla cu blestemele din psalmi. Da, da și da, Crezi că da. ei n-au observat că. Adică ei știau că el au făcut blestemele acela din psalmi. Și el le spune oamenilor citi psalmi. Care să cite psalmi? Că îl acuză pe Dumnezeu tot timpul acolo. Dă în el, nu se vede. Pe ce crezi da. că el văzuse pe TikTok pe Jim Carrey, actorul care spunea cu ani în urmă că el a vizualizat în fiecare noapte făcea un cec. cum semna el cecul de 10 milioane. Până când, după nu știu cât timp, s-a. Și asta s-a împlinit. A Și ce a folosit? Că, păi da, da, diavolul îți dă până la urmă. Și ce faci cu el? Păi, nu ai nevoie de, de bani. Ai nevoie de scăderea plăcerului invers. Pentru da. că banii îți da. vor aduce necaz. E un preț pe care îl plătești. Îți, da. îți dai viața. Deci îți dă. Îți dă diavolul. Ce vrei? Vrei ca să-ți dau casă? Vrei bani? Îți dau bani. Da. Dar. Costă? Uh, 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 da, vin Sufletul în mie. Faci ce zic da. eu. Și își optește da. în ureche? Își optește doar au a auzit voce în ureche. Da, da, da. E foarte periculos. Foarte periculos. Da. O lume nebună. Ray. Multe popoare trimit sol la Olofern ca să îi se supună, dar el nu contenește jaful și pustirea. Atunci trimiseseră la el sol cu un de pace și o vorbă. Iată, noi stăm înaintea ta ca, robi, ca împăratului Nabucodonosor, ci fă cu noi ceea ce ți se pare bun în fața ta. Iată, gospodările noastre, toate țările noastre, turmele și cirezile și toate târlele așezărilor noastre sunt înaintea ta, ca să faci cu ele cum îți va plăcea. Iată și cetățile noastre și locuitorii din trânsele sunt robii Vino și fă cu ei cum crezi că este bine în ochii tăi și după ce crainice venire la Olofern și spuseră lui toate cuvintele acestea, el se coborâ cu astea pe țărmul mării și puse străji în cetățile întărite și luă din și pentru oștirea lui oameni unu și unu. Și precum și întregul ținutul învecinat îl primiră cu cununi, cu danțuri și cu cântece însoțite de daira. Cu toate acestea, el pusti întregul lor ținut și dumbrăvile lor le tăie, având de gând să nimicească toți zeii pământului ca toate popoarele să-i se închine lui Nabucodonosor și toate limbile și neamurile să-i se roace ca unui Dumnezeu. Și așa ajunsese el la Esdrelon, aproape de Dotan, care se află în fața marelui șces al lui Iuda. Și și așeză o între Gibea și Schitopolis, unde a zăbovit o lună de zile ca, să-și adune toate poverile oștirii sale. Da, un nume frumos, Schitopolis. Dar când am întâlnit prima oară și și, că a mai fost mai drept. Am zis că e o greșeală, dar că se repetă. Da. Și și. Ești și, Ah, ia uite, și și așa să știrea între ghibele. Da, da, și a mai fost mai înainte, dar am zis că e greșeală de tipar. Da, și și. Frumos. De. Uh, deci cel care face meditație, rugăciune, exerciții, pentru că este inițiat de un eu, de un ego, ego este diavolul, Diavolul inițiază, da. face rugăciuni. Sufletul nu face rugăciuni, că nu poate să se roage la el însuși. Da. El știe că peste tot este numai el și nu are cum să se la el însuși, pentru că nu are ce să obțină. El, el este iubirea toată și iubirea nu ar dăruiește, nu are nevoie nimic de nimic pentru sine. Da. În momentul în care totuși cer ceva sau faci un exerciț ca să, exercițiu sau meditație ca să ajungi cine știe unde, de fapt întrește go. Când întrește go, întrești diavolul. Deci te diabolizezi. Deci sunt metode de diabolizare. Toate astea sunt metode de diabolizare. Și se vede la, la comportamentul. Oamenii aceștia, dacă le spui ceva sau te lești de ceea ce fac ei, au sărit în sus. Dacă au sărit în sus și reacționează, oamenii ce sunt diavol? Deci mai diavolul reacționează. Așa. Omul răzvătit, care îi critică, acuză, condamnă, vrea să te contrazică. Acela este diabolizat, care te contrazice. Cel care nu te contrazice și te lasă așa, este o ființă divină. Da, da, care zice că este greșit ceea ce faci, nu este adevărat, nu este bine, acela este mai diavolul. Așa știi, îți dai seama că cineva este diabolizat. Și foarte ușor îi spui, nu există Isus. Și să vezi, să vezi cum a sărit în sus. Dacă a sărit în sus, este o ființă întunecată. Și asta înseamnă că în viața lui va avea necazuri de toate felurile, în funcție de reactivitatea lui, el va trebui să fie scăzut în toate modurile posibile. O să știi înainte. Deci și-a și făcut, s-a autoprogramat. Da? Și de ce? Pentru că nu se referă, toate astea trei, rugăciunea, meditații și exercițiile, nu se referă la la slujire, nu se referă la sacrificiu de sine pe care Dumnezeu îl face. Deci trebuie da. să te raportezi la ce face Dumnezeu. El este un rob, păi tu trebuie să fii un rob. Nimic altceva decât să fii un rob. Deci n-ai nevoie de rugăciune, de, de slujire, n-ai nevoie de rugăciune, meditație sau exerciții ca să fii un rob. Că părintele Clupa a zis, sunt opt tipuri de rugăciuni, dar rolul lor este să te ajute să te supui celuilalt. Păi cum am nevoie de rugăciune ca să mă supun? Că mă supun sau nu mă supun? Oricând. Deci nu da, e niciun da. problemă. Deci dacă nu faci exercițiile, meditațiile, rugăciunile, nu faci ceea ce face Dumnezeu. Nu te duce să faci. Nu spune că tu trebuie să fii sujitorul tuturor, să-și bate tot joc de tine. Nu spune asta nimeni ci din contră zice, ai grijă de tine, salvează-te de, vezi că trebuie să te să scap de nu știu ce. Nu ai ce, zice să scapi, că ceea ce îți dă Dumnezeu și lucrul de care vrei să fugi este chiar vindecarea. Deci ceea ce negi și nu vrei să accepti și vrei, te duci acolo ca să te vindece, este exact lucrul de care ai nevoie. Ăla de care fugi ai nevoie. Da? Ăla care nu-ți convine este de fapt vindecarea care vine de la Dumnezeu. S-a întâmplat o, o o pierde. Pierderea este vindecarea. S-a apărut o boală, boala este vindecarea. A apărut un necază, o neplăcere, o nefericire. Nefericirea aceea este vindecarea, da? Că e nefericirea cu ea diavolului. Când diavolul este nefericit, Dumnezeu, Îngerul nostru păzitor și cu uh, sufletul nostru sunt cei mai fericiți. E cea mai mare fericire pentru sufletul nostru când diavolul are drame personale, se vaită, se plânge, a durerea, a suferință, are pierderi, are despărțiri, are necazuri. Deci e cel mai fericit sufletul nostru, pentru că uh, egoul este scăzut. Deci nefericirea care îți vine din față, vine de la Dumnezeu și este o armă redutabilă. Deci este vindecarea, este medicamentul divin, cel mai măreț și cel mai frumos, neplăcerea, răutatea, durerea care îți vine din față. Ai nevoie să fii călcat în picioare. Ai nevoie. Noi avem nevoie de necazuri și de pierderi ca de aur, ca de aer. Deci, fără ele, noi nu putem să supraviețuim. Necazurile întotdeauna și pierde. Dacă noi nu ne limităm benevol, vom fi limitați cu forța. Și acolo, la forță, este greu, pentru că noi rezistăm și suferim. Suferim și fizic, suferim psihic, vine o pierdere de genul acesta, suferim fizic și suferim psihic. Adică, ne... suferința psihică este mai mare și este greu de suportat. Da? Păi de unde vine? Păi nu te-ai uh, înfrânat singur. Te-ai restrâns? Nu te-ai restrâns. Te-ai dus pe mai mult bine? N-ai avut putere să spui nu la atracțiile și fericirile vieții. Și din cauza asta trebuie să vină. Deci uh, înfrânarea trebuie să fie mai mare întotdeauna decât satisfacerea simțului pe zi. În fiecare zi. Și atunci nu mai este nevoie din față când ai ego. Deci uh, uh, se -ți distruge ego-ul. Deci când zici nu la atracțiile vieții, când stai în picioare și nu stai jos, s-a distrus ego-ul. Da? Deci, vin obosit de la servici, aș vrea să stau jos, sunt scaune goale, nu mă deranjează nimeni și nu stau. În momentul în care nu stau, ego-ul a scăzut. Energia care se ducea pe stat, se întoarce, vine de sus, deschide portacelul și se dă o energie înaltă, vibrațională, de care ai nevoie și care te ține în viață. Noi ne hrănim cu acea energie. Noi să știi că dacă noi tot timpul ne-am înfrânat, n-ai avea nevoie de mâncare mai multă, n-ai nevoie de băuturi, n-ai nevoie de țigări. Deci nu este o problemă că să ții dietă. Nu, nu problema asta să te înfrânezi de la... Trebuie să înfrânezi ego -ul. Dacă înfrânezi ego nu mai ai nevoie să acoperi nemulțumirea pe care ți-o dă ego că tot timpul îți dă o stare de instabilitate, că nu e destul, știi? De nemulțumire și neîmplinire. Și atunci simți nevoia să o acoperi cu ce? Cu țigări, cu băutură, cu ciocolată, cu, ceea ce, cu lucruri care îți place ție. Întotdeauna, pe exemplu, dacă îl vezi pe cineva, stă, a intrat într-un transport, într-un autobuz și sunt ca unele și stă jos, omul acela are nemulțumire. Și deja are programul de autodistrugere. De la o mică mișcare din asta, noi mișcăm ca lupuri mari de energie. În momentul în care te-ai dus pe materie, păcă ai aruncat energia pe materie. Nu, trebuie să o reții. Deci noi nu ne putem încărca cu energie subtilă, deci rugăciunea, meditația și exercițiile nu se referă la modalitatea de, de, încărcare cu energie, nu se referă la, la restrângere de sine, la supunere, la înfrânare. Deci acolo unde nu este înfrânare, nu poate, nu poți să deschizi partea cerului. Deci înfrânarea îți dă posibilitatea să... Deci asta este vindecarea, înfrânarea și slujirea. Atât. Și noi parcă am citit aici, că a zis. Chiar a zis, ia uite măi, ieri, azi dimineață, nu? Da, nu mai. undeva în partea dreaptă, a zis că lucrul acesta, două, a zis că la Dumnezeu se poate ajunge numai prin restrângere și numai și prin dăruire. Nu, cred că la cel dinainte, că ieri am citit povestea aia, da? nu era nimic. La cel dinainte. Da, Aici. da. Superb a fost. Și noi am zis, iau teme că ei le, le știu și le spun. Da. 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 Deci, Omul vrea să-și rezolve problemele. problemele nu sunt probleme, problema nu sunt problemele acelea. Pro, problemele care vin din față și au produs necazul sunt chiar vindecarea. Dar ca, să, ca să nu mai vină uh, suferințe din față, necazul, problema adevărată este absolutizarea virtuților de a și a bineului propriu, adică a plăcerilor. Când reduci din plăceri, imediat scade ego. Când a scăzut ego, se schimbă situația de viață. Nu mai trebuie să vină neplăceri din față. Și așa nu mai e nevoie de boală. Deci toate astea sunt mecanisme divine, neplăcerile, durerile, nefericirile, toate astea sunt bolile, sunt metode divine prin care omul se este restrâns și dus în divinitate, în neutralitate, acolo unde este Dumnezeu, în starea de echilibru, în starea de zero. Deci, noi, oamenii se duc să facă cursuri, Dau bani șapte mii de euro, nu? Se duc, stau în genunchi, meditații și uh, umblă în jurul bisericii pe pietre ascuțite. Dar nu are nicio legătură cu, cu slujirea aproape, Adică, oh, da. cum, cum, cum te ține Dumnezeu în viață? Prin supunere. El se jerfește pe sine. Păi jerfește și tu pentru oameni. Dă-le întâietate. Pune-i pe primul plan. Mergi pe ei de jos în sus. Da. da fă totul ca lor să le fie bine, să fie ei fericiți. Și atunci tu, în momentul în care dai energie, vei primi o energie de sus. Deci dai energie de jos, prin grija și atenția ta și primești de sus o energie na Noi a, energia aia avem nevoie. Cursurile, meditațiile, rugăciunile nu-ți dau așa ceva. Nimic nu-ți poate da așa ceva decât slujirea. Adică faci ceea ce face Dumnezeu și atunci te încași cu energia subtilă. Și va trebui un timp, durează un timp, un an, doi, de a face aceste lucruri, până când se, se... omul se încarcă cu energie subtilă, că a pierdut zeci de ani, ca da, să. Da. da, și măcar câțiva ani de zile trebuie să. ca să poată să se încarce cu energie de sus. Da, durează. Și trebuie să-și distrugă acel absolutizer până nu le distruge pe aia, pe aia nu se simte, da. nu, nu se poate elibera. Dar ca să le distruge, el trebuie să fie sugarul tuturor. Adică să nu aibă apărare, să nu se apere, să nu se, să nu se protejeze. Uh -huh. Să se supună. Supunerea este dumneze... dumnezească, te încarcă cu energie de extraordinar. Supunerea. Pentru că eu, deci toată problema, toate necazurile în viața noastră sunt date de un eu mare. Da? Iar când faci cursul meditației, să întrezi că ego, că nu se referă la scăderea ego pentru că nu se da. referă la jertfă de sine. Că dacă era jertfă de sine, scădea ego. Dar ele nu, nu te învață. El te învață invers, îți zice, să ai grijă de tine, să te protejăm pe tine, Da, de necazurile acestea, știi? Păi, necazurile acestea, dacă să te vindece. Și ele nu se referă la, la supunerea în fața apropii tău, să-i dai întâietate. Nu spune așa ceva. Să faci voia celuilalt. Adică să fii ca un rob pentru celălalt. Nu spune nimeni așa ceva. Cu toate că, uite, cărțile Sfinte Taute Te Ching și Veicul Testament spune lucrul acesta. Și probabil o să întâlnim și în Coran așa ceva. Mm -hmm. Și în zona uh, orientală cu budiștii și cu Zen, Advaita Vedanta pe acolo, cu siguranță este aceeași, aceeași înțelegere. Puțin mai rafinată acolo. Da. 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 Am ținut să explică cei care sunt vindecători. Nu sunt vindecători, sunt. Uh, diabolizatori. Adică fac magie neagră, te diabolizează, zicând că nu e ceva, că ceva nu e regulă. Cum să nu fie în regulă? Ți-a dat necazul, necazul ăla de la aveai nevoie. Dumnezeu îți dă bine, perfect. N-ai avut o suficientă jertfă de sine. Păi, cum stă afirmația uh, lor care zic că trebuie să faci aia și aia și aia? Că trebuie să faci nimic. În condițiile în care doamna aceea de la spitalul de cancer și a zis să-mi dau seama Că uh, am ajuns în situația asta pentru că am slujit prea puțin oamenii. Păi a slujit, a zis. N-a zis că m-am rugat, n-am făcut suficiente exerciții și meditații. A zis că am slujit. Și era în situație limită, maximă. Da. Ca în generalizat. Fără șansă, fără speranță. Mi-a zis, n-am nicio soluție, n-am speranță. Păi atunci o să, să înțelegi tu, păi oamenii se duc și dau mii de ca să ce. Că nu te învață nimeni acolo să slujești oamenii, ca să te îngați. Adică să faci ceea ce face Dumnezeu. El te slujește pe tine ca un rob, fă și tu, ca să este în Așa te îndumnezești. așa te îngați cu o energie subtilă și să faci viața frumoasă. Este foarte important ceea ce am zis noi acum. Da? Și ăștia își bat joc de ei, sunt de fapt, îi diabolizează, râd. Oamenii spun ce spunem noi, nu nu, nu convine, dar la ăștia când se duc și vorbesc, sunt milioane de oameni care se uită, știi? Da, și normal da. asta înseamnă că majoritatea omului este diabolizat, el caută mereu un mai mare bine. Păi bine la pe care îl ți îl distruge acum aș veps. Să vedem cum o să facă ei față la chestia asta. Am ajuns da. să mă bucur de veps. Că binele la pe cuvânt. să fie drag. mi drag veps. Când văd da. mașinile de lut care înseamnă fumurare, înseamnă rugoliu, înseamnă diabolizare și vine după aceea așa și zice, gata, îți mașini. mașină. <laughs> și le dă luat jucăria. Și le ia jucăria, știu? Și ei da. așa. <laughs> Deja este o realitate în București și nu știu, și nu-și dă seama nimeni. Nu dă seama. Da. S-au dus pe da. materie și Dumnezeu a zis, băi, nu vă duceți pe materie ca să vă omoră. Ați venit aici să depășiți materia, nu să vă faceți aici culcuși, să vă distrați pe pământ. Ați venit să vă distrați, ați venit să depășiți fericirea acestei lumi, pentru că depășirea acestor fericiri este semn că mă iubiți pe mine. Dacă nu ai forța să spui nu la atracțiile vieții, nu se trece de fluviu de gânduri, absolut deloc. Garantez, se stă în etajele inferioare ale, ale iadului și acolo e suferința de pe lume. Omul crede că e o glumă și o bătaie de jur, dar o să vadă. O să vadă. Și aici, deci iadu se simte încă de aici, nu? Mânia, furia, ura, ăla, frica, este iadul, nu? Dorința de mai mult, răcomia. Nemulțumirea, critica. Toate astea, hă, sunt o mulțime, poate păi, iadul. Noi da. le experimentăm toată ziua, stăm toată ziua în ele. Are omul puterea de a lăsa binele său să-l cedeze bine sau celălalt. Să facă tot posibil ca celălalt să fie bine. Să se supună celălalt. Uite cum este în școala iubirii. Se oferă. Oamenii se oferă. Fac un transcript. pentru este important. Deci chiar că e muncă acolo, dar munca aceea îi, îi, îi învață niște chestii, îl face un sacrificiu de sine și asta îl ajută foarte mult să înainteze. Pentru că îl face și pentru alții, pentru atâția. Tot. Și face pentru atât de da, mulți da. oameni. Da, Da. Bun. Mai departe. 4. Da. Cred. Da. Olofern pornește împotriva iudeilor. Ei postesc și se roagă lui Dumnezeu. Cuvântul arhiereului Ioachim. Când auzi fiii lui Israel, cei care locuiau în Iudeea, de tot ceea ce Olofern, generalul lui Nabucodonosor, împăratul asirienilor, făcuse popoarelor și cum le jefuise toate templele lor și le nimicise, se spăimântară în fața lui foarte tare și se turburară din pricina Ierusalimului și a templului Dumnezeului lor, fiindcă nu trecuse multă vreme de când se întorseseră ei din robie. Și abia de curând onorodul iudeii se strânsese la un loc și după pângărirea care se întâmplase, odoarele sfinte, șertfelnicul și templul fusese iară sfințite. Deci n-au învățat nimic, fiate că le-a le, -a, le -a dărmat din nou, le-a spurcat templul cum... <laughs> Ei tot de ziua Da, da, da. Ei doar cel sfințiseră, îl curățiseră și-a venit ăsta. Și... și ei trimiseră în ținutul Samariei și în sate și la Betoron și la Belmaen. Dincolo, dincolo, și la... Dincolo, 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 așa, dincolo. și pusese răstrașă pe toate vârfurile munților celor mai înalți și întăriră toate statele muntelui și adunară în sate merinde, pregătindu-se de război, căci lanurile lor fusese răsecerate de curând. Ioachim, Arhereul, din zilele acelea, în Ierusalim, scrise locuitorilor din Betulia și în Betomestem, din preajma... Oh, mai, de mai departe, la șapte. Așa, înaintea câmpiei celei mari, în apropiere de Dotan, să întărească trecătorile muntelui, fiindcă prin ele drumul răzbea spre Iudeia. Și era ușor să împiedice trecerea, fiindcă o trecătoare era îngustă cel mult pentru doi oameni. Deci, multe date de astea... Uh, uh... Arată, de fapt, inconsistența textului. Arată că nu da. sunt hotărâți să dea lucruri esențiale, ci doar să, să... Te, amețească. să te amețească și să scoată în evidență niște chestii. O să vedem mai departe, da. că nu sunt importante. Sigur. Și fiul lui Israel făcură în tocmai după trecem, porunca. Trecem, trecem, trecem. Atât și la unde? 10. Da. Atât ei, cât și femeile și copiilor, vitele și străinii, simbriașii și robii cumpărați, se încinsără cu sac peste coapsele lor. O clipă uite și... la 90 așa atunci, întreg Israelul strigă către Dumnezeu cu mare râvnă și se smeri cu focare, cu un focare, da. deci întregul, întreaga populație. Da, atât ei, cât și femeile lor, vitele și străinii și simbriașii și robii cumpărați se încinseră cu sac peste coapsele lor. Uite, vezi, s-am păcat în pânză de sac cu toții. Da. da, asta e soluția acum la dacă vrei să nu ți-a -ți mașinile. <laughs> să, da. să nu-ți ia carnea, laptele și să te pune să-ți iei 3 kg pe an. Da. Că aici se ajunge. Să, să, știi că și noi, noi suntem, face parte din strategia asta de Dumnezeu. iubirii. Și cu Vechiul Testament, noi le acum exact la momentul potrivit. Da, da, e da, ca o amenințare. Da. Nu <laughs> zice, băi, fiți atenți. Uite, vă mai spun asta prin oamenii ăștia. O să trebuiască să alegi ce vrei nu, să ți nu. înghețe. Fundul când, sau ei termina, când ei vor termina Vechiul Testament, pornește. <laughs> <laughs> nu, nu eu, zic eu. Să, eu zic să mai tărăgânăm atunci, Marius. rugați-vă <laughs> să, să nu termine în Vechiul Testament. Da. Uh... Și toți Israelul. Unde? A, și toți Israelul, bărbați, femei și copii, locuitori ai Ierusalimului, căzură cu fața la pământ în templu și își presărară cenușă în cap și întinsă veșmintele lor de jale în fața Domnului. Unde ești tu acum? La 11 sunt. Mai ah. zis <laughs> și tot, și tot Israelul, nu ești is acolo. <laughs> <laughs> Așigerea îmbrăcară și jertfelnicul cu sac și strigarea către Dumnezeul lui Israel într-un cuget și cu focare, ca să nu se lasă pradă pe copiii lor și pe femeile lor jaf și orașele moștenirilor lor nimicirii și templu pângăririi și ocării și jocurii păgânilor. Ne oprim, că e, zice, Păi da. zice, și tot Israelul, deci toată lumea, toată lumea, bărbați da, da. femei și copii, deci toată lumea, locuitorii a Iosalimului. Așa nu se va întâmpla acum la noi. Da. Deci știi foarte bine că le va lua, le va lua mașinile. Da. Căzură cu fața la pământ în templu și își rară cenușă în cap. Semn al lumininței, da, nu? Da, și întinse da. veșmintele lor de jale în fața Domnului. Veșminte de jale sunt din ăsta, care nu sunt frumoase. Da, da, rupte, vechi. Și uite ce Dumnezeu zice, gata, acum, înainte de a vă lua mașinile, uite, vă mai spun o dată pe oamenii ăștia. Da, <laughs> La da, da, Și da. dacă nu, când termină ei Vechiul Testament, vă ard. <laughs> da. Și de vezi încă o dată spune de cenușă în cap, cenușă care spune e atașamentul nostru de corpul ăsta de a-l spăla mereu, de a-l parfuma, da, de a-l da, parfuma gibili, și... A... da. da. un lucru urât, așa, să fii urât, da. să nu mai contezi. <laughs> nu înțeleg nimic. să te am. uiți unul la altul să te sperii. Oh! Da. Da. 13. și Domnul auzi glasul lor și văzu opita lor și norotul din toată Iudeea și locuitorii Ierusalimului postiră mai multe zile în fața templului Domnului Celui Atotputernic. Și arhiereul Ioachim, împreună cu toți preoții stătători și slujitori înaintea Domnului, în cinci cu sac peste coapse, aduceau arderea de tot de fiecare zi. I-a pus și pe preoți, Da, păi neapărat de la ei. Cu, cu, sac, da. Da. Aducea arderea de tot în fiecare zi și ușuruințele și darurile de bunăvoie ale poporului. De bunăvoie, vezi? Păi de bunăvoie, da, să înțeleagă da. chestia asta și cu cenușă preserată pe mitrele lor, strigau către și Domnul. Pe mitre, este să mă, pe mitrele lor. Da, da nu, dar n-au putut fără mitre. Le-a trebuit mitră și formă și-au pus să, se da. să se vadă cine sunt. E important sunt să se ridice pe ei. Așa, și strigau către Domnul din toată puterea lor, ca să caute cu către întregul neam al lui Israel. Da. Peștere Cin... de ticăloși, așa le zicea. Peștere de ticăloși. Da, da, da. Templul peștere de ticăloși. Cinci. Ahior, căpetenia moniților, înființează, înștiințează, înștiințează pe Olofern despre pregătirile de război ale iudeilor și povestește toată istoria acestui popor. Dacă Dumnezeu va părăsi acest popor, Olofern îl va putea birui. Lui Olofern, generalul oștirii asiriene, i-a sosit vestea că fiii lui Israel se pregătesc de lupta. Ca au încins trecătorile munților și au întărit orice pisc înalt, iar în câmpii au așezat obstacole. Uh, dar vezi, uite că ei au acționat și din punct de vedere omenesc. S-au pregătit acolo și după aia s-au dus și s-au restrâns și s-au pus cenușă și... Atunci turba de mânie chemă pe toți principii Moabului și pe toți capitanii amoniților și pe toți atrapii de pe țărmul mării și le grăi. spuneți în feciorea lui Canaan, cine este norodul acesta care locuiește în munte? Ce fel de orașe sunt acestea în care el locuiește?" care este acestea, care este numărul oștirii lui și pe ce se sprijină puterea și drzenia lui și cine este generalul oștirii lui. Și pentru ce numai el mă disprețuiește dintre toți locuitorii de la soare apune și nu ies pentru întâmpinarea mea? Atunci Ahior, căpetenia filor lui Amon, luă cuvântul și zise, Să asculte stăpânul meu cuvântul din gura robului său, căci vreau să-ți spun adevărul despre norodul acesta, care sălășluiește în munte alături de tine, și să nu iasă minciună din gura robului tău. O clipă, deci observ cum este raportul între, între om și stăpânul său, îi spune robul tău, sunt robul tău. Pe același da. raport este între om și omul din fața noastră. Omul din da. fața noastră, noi suntem robul lui. Da? Este singurul raport în care noi ne putem să unim în iubire. Noi altfel nu putem să ne iubim între noi, decât dacă da. ne supunem celui din fața noastră. Și lucrul ăsta se știe de mii de ani, până și limbajul da. Uh, uh, uh. arată lucrul ăsta când zic că ei servus sau zicem domnule, doamnă, zicem ceva, domnule, da, zicem da, Dumnezeule, da. uite Dumnezeule, tu tu domnul meu, da. eu robul tău. Oamenii aceștia sunt urmași și caldeilor. Și înainte vreme, locuiră în Mesopotamia și fiindcă ei nu voiră să se închine Dumnezeilor părinților lor, care locuiau în țara caldeilor și se lepădara de legea părinților lor și se închinară Dumnezeului Cerului, Dumnezeului pe care l-au cunoscut. Și din această pricină, părinții lor i-au gonit din fața Dumnezeilor pe care îi părăsiseră. Și atunci ei fugiră în Mesopotamia, unde locuiră vreme îndelungată. Apoi Dumnezeul lor le porunci să lase sălașurile și să plece în țara Canaanului. Și ei se așezară în trânsul și se îmbogățiră cu aur, cu argint și cu turme nenumărate. Pe urmă se pogorură în Egipt din pricină că o foame te bântuia în țara Canaanului și să lășuira acolo, atât cât găsiră hrană și ajunseră popor numeros. Neamul lor era nenum nenumărat. Atunci se sculă împăratul Egiptului și cu și retenie îi obișdui pe ei și i-a supri cu făcutul de cărămidă și i -i puse în rândul robilor. Dar ei strigară către Dumnezeul lor, care bătut țara Egiptului cu plăgi fără leac din care pricină egiptenii goniră din fața lor. Nu le convenit Apoi... că i-a pus să muncească să facă cărămidă. Că de fapt le curăța sufletul și de aceea l-a zis Dumnezeu prin faron, voi popor hain și cerberi încăpățenați. Nu, vă, nu da. vă dau drumul din robie, că așa vreau eu, pentru că sunteți hain și cerberi încăpățenați. Ți-minte, la moise. Da, dar aici uite cum vezi că îmi sucește, de de înțeles că, dar e strigare către Dumnezeu. O ei au pus la muncă? Dar da, dar ei -a astăzi -a la Dumnezeu, da, că da. n-au înțeles că pă, Și atunci au zice că Dumnezeu a bătut țara Egiptului cu plăgi. Da, că... Ca da, și când Dumnezeu i-a ascultat. Da, da. da. Nu, nu se potrivește nici asta cu plăgi. Da, pentru da. că robia este cea care te, te îndumnezești. Aici și, este problema. Și a mai spus Dumnezeu și altă dată că Atât cât este ți-e dat să stai în robie, păi stai, că nu am, nu vin eu să-ți... Cum a zis, 70 de săptămâni, sau cum le păi ziceam nu ai acolo. cum, te da, pun da. acolo, faci, n-ai ce face, nici nu-ți dau voie să te ape. Da. Alt, altceva am să zic. Așa cum regulile puse pe piun plan viitor și mai departe sunt chiar o corpul eteric al ființelor întunecate, așa și uh, robia, adică supunerea slujirea aproape tău, nu? A face voia aceea, yeah. nu voia ta, este, de, este de fapt corpul eteric al lui Dumnezeu. Este Dumnezeu în persoană. E prezența lui Dumnezeu. Deci în momentul în care ești rob, ești una cu Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu e robul tău. Da. Deci, tu când, când faci ceea ce face Dumnezeu, te unești cu El. Este singura unire care se realizează. Nu se realizează unire cu Dumnezeu absolut deloc prin rugăciune, prin meditație. Acolo este, de fapt, magie neagră și este făcută ca să te desparte de Dumnezeu. Toate astea sunt mecanisme de întărire a orgoliului, a egoului. Da. Și atunci te îndepărtezi, pentru că nu se referă la slujire. Tot ce nu se referă la slujire nu este adevărat. Adică, la acea. acea operație pe care o face Dumnezeu ca să te țină în viață. Deci numai slujirea este prezența lui Dumnezeu. Dacă orice învățătură nu te îndreaptă spre slujirea aproapelui tău și supunere, nu e adevărată, este o minciună. Când în condițiile în care Iisus a zis că voi toți sunteți răi, atunci i-a zis de iubire, deci zi, a zis lui Dumnezeu că este rău și e blasfemie. Și Pac a devenit o ființă întunecată instantaneu. Și tu, după aceea, om, omul pune ființa întunecată pe primul plan. În condițiile în care Dumnezeu a zis că toți sunteți ființi, numai eu sunt mântuitor, nu este altul în afară de mine. Că nu poate să existe. Lumea aceasta este, este pătrunsă numai de mine. Nu există cineva mai mare decât mine. De ce? Că el e foarte jos. Deci nu există față, el se duce cel mai jos. E la, la nivelul zero. Dincolo de nivelul zero nu, nu mai există. Mai sus de nivelul zero nu există decât diavolul. Deci tot da. ce este mai, mai, sus decât el este diabolizare. Poți să te duci cel mai jos și te unești cu el, dar atunci el nu mai ai nicio pretenție. Da? Dacă te ridici mai sus și vrei să schimbi, să modifici, să corectezi, să vindeci, acela mai diavolul vrea să vindece. Sufletul nu are, că el vede pe Dumnezeu peste tot, nu vede niciun rău. Numai, numai ego-ul și diavolul împarte în bine și rău și îl vede pe Dumnezeu greșit. Când nu vezi pe Dumnezeu greșit, acea învățătură este, de fapt, diabolizare, este magie neagră. Asta este definiția magiei negre. Așa se inițiază diavolul, zicând că Dumnezeu nu este bine cum a făcut lumea, nu este în ordine, nu e drept, nu e adevărat și este greșit. Numai diavolul vrea să corecteze și să vindece, Sufletul nu vrea să vindece. Și să vezi o chestie. Omul care vrea să vindece pe cineva, omul acela e diabolizat o vindecare cu înger, o vindecare cu mai știu ce. Nu se poate face vindecare cu nimica. Când ai ce să face, e, e Dumnezeu din față ca ei vine, el, el, te scade în toate modurile posibile. Nu tu, nu poți să-l vindești tu pe el. Este interzis să intervii asupra este Eu, Este eu, este poruncă de sus. Deci dacă este Dumnezeu peste tot și e lumea lui, ce să-i faci tu lumii lui? Că el ia roluri. El duce lecții, el suportă lucruri, ce să-i spui tu că nu face bine ce face? Nu -ai, ai, cum să spui nimic. Totul este bine în fiecare clipă. Nu vă rămâne decât să mă lăudați. Deci nu vă, n a zis puteți să mă corectați, să vă rugați la mine. N-a zis mă lăudați. Da? Să acceptați ceea ce vine din față, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și nu există comentariu. Noi față de exterior nu avem ce să comentăm. Nimic. Nu poți să spui adică. că ăla e rău, că nu a făcut bine că e mincinos, că e trădător, e mincinos Dumnezeu, e trădător. Ce, ce ai treabă cu el? Că ia rolul respectiv. Nu știi. El poate să fie să joace un rol de trădător acum, dar peste 400 de ani omul acela care acum e trădător îl face împărat, îl face rege, îl face conducător, îl face un om vestit. Păi ce? El scade acum, prin chestia asta îl scade, îl luminește, calcă picioare. Și după aceea, pentru că are un destin măreț stabilit pentru el. A zis asta într-una dintre, nu mai știu unde, a zis da. unul care a cu 400 de ani înainte și a zis, ce, ce, ce te bași tu? Că eu am pentru omul acesta peste 400 de ani să fie împărat. Pe ce te baști tu? Și corect. l a zis bine. Da. Genial. Afirmațiile din Vechiul Testament sunt superbe. Cred că omul își imaginează că Dumnezeu a făcut lumea asta și, în formă a zis, Hai, gata, am terminat, acum aștept păreri. Nu ați făcut părerea, cum am trebui să mai fac. Da. Ideea este o că, e întotdeauna, să te întreb. măi, tu care vrei să vindeci, ai făcut cerul și pământul? Păi dacă nu ai făcut tu cerul și pământul, ce poți să vindeci tu la Dumnezeu? Că numai El este singurul mântuitor, singurul vindecător. Da. Nu ai ce să vine Iisus și ce am pregătit 70 de vindecători, serios? Păi înseamnă că mă pe mine. Este ca și când nu, nu poți să înțelegi că nu mai eu să Adică mă, mă dai la o parte pe mine. Asta da, a fost. Da, a fost da. o operație de dare la o parte a lui. Este o, o operație teroristă. Da? A dat la o parte. Pac, la Da, da, da. A scos din... din că, când a întrebat care este o, o porunca cea mai mare, a zis să iubești pe mama și pe tatăl tău. Cu ce legătură ai, ai a, a șaptea? cât era la coadă? Da, nu știu și este doar o consecință. Ca să poți să ajuri, să iubești pe mama și pe tatăl tău, tu trebuie să-ți faci idol. Că dacă îți faci idol și a ego, nu poți să iubești pe mama și pe tatăl exact. tău. Da, da, dacă da, da. dacă ego-ul este mare, vai face fără de lege. Nu sau cum da. au zis? A zis fără măsură, sau cum a zis? Fără de lege. Fără de, de lege. lege. Da, da. Nu, desfrânare. Desfrânare. Vei face desfrânare. Da. Adică fără frână. Nu te vei frâna. Te vei duce până ca în nebună spre materie. Trebuie frână. De-aia, ce, ce înseamnă ce le zice porunci? Frână pe, pe materie. Să puni, să te înfrânezi frâna să fie mai mare decât satisfacția simțului. Da. Uite ce, dacă stai să analizezi, îți spune totul. Primele 10 porunci spune ce să faci. Da, da. Și e simplu. Mai departe, Apoi Dumnezeu se cămarea roșie înaintea lor și călăuzi pe drumul spre Sinai și spre Cade și Barnea și ei izgoniră pe toate noroadele care locuiau în pustie. Și locuiră în țara Amoriților și prin puterea lor nimiciră pe toți locuitorii Heșbonului. Apoi, după ce trecură Iordanul, pus răstăpânire pe tot ținutul muntos. Pe urmă, goniră din fața lor pe Cana, Canaaniți și pe Pereziți și, mă rog, și atât cât nu păcătuirea împotriva Dumnezeului lor, avură parte de fericire, fiindcă este cu ei un Dumnezeu care urăște nedreptatea. Dar când se răzlățiră de calea pe care el le-o rânduise, ei fură nimiciți jalnic de multe războaie, fură duși robi în țară străină și templul Dumnezeului lor fu nimicit, iar vrășmașii și ora orașele lor. Dar acum, întorcându-se cu pocăință către Dumnezeul lor, venirea acasă din țările de pe unde fusese împrăștiați. Și cuprinsă Ierusalimul, în care se află templul lor cel sfânt și se sălășluiră în ținutul muntos, pe care îl găsiră pustiu. Și acum, stăpâne măria ta, dacă acest popor a săvârșit fără de lege și a păcătuit împotriva Dumnezeului lui, vom înțelege că aceasta va să zică pierea lui și atunci să pornim împotriva lui, căci îl vom nimici. Dar dacă în neamul acesta nu se află fără de lege, Domnul meu să treacă mai departe, ca nu cumva Domnul lor și Dumnezeul lor să întindă pavăză în dreptul lor și să ajungem de râs în fața lumii întregi. Și după ce Ahior săvârși povestirea aceasta, norodul cel războinic care stătea în jurul cortului, început să cârtească, cârtească, și capitanii lui Olofern și toți cei ce locuiau pe țărmul mării și Moabul se înverșunară împotriva lui ca să hăi, hăcuiască pe Ahior. Căci noi nu ne temem de fiii lui Israel, căci iată ei sunt popor fără putere și fără vârtoșie pentru o puternică împotrivire. De aceea noi vom porni împotriva lor și ei vor fi ca o îmbucătură pentru întreaga oastea ta, stăpâne Olofern. 6. Olofern se hotărăște să pedepsească pe Ahior. El dă poruncă să-l ducă la Betulia și să-l dea în mâna israeliților. Dar o sta și-l legare la poalele muntelui. El fulua de israeliți cărora le dezvălui toate planurile lui Olofern. Și după ce se potoli rezerva bărbaților care stăteau în jur la sfat, Olofern, generalul armatei asiriene, zise lui Ahior, înaintea întregului norod de străini și către toți fiii lui Moab. Cine ești tu, Ahior, și voi, năimiților ai lui Efraim, că tu profețești astăzi așa și ne îmbi să nu ne războim cu cei din neamul lui Israel, fiindcă Dumnezeul lor îi apără? Și cine este Dumnezeu afară de Nabucodonosor? El îți va trimite o oștirea sa și va nimici de pe fața pământului, iar Dumnezeul lor nu va putea să-i mântuiască ci noi, robii lui, îi vom bate ca pe un singur om și nu vor putea să se împotrivească iureșului cailor noștri. Căci noi vom potoli cu ei, potopi cu ei, încât munții lor vor fi adăpați de sângele lor și câmpiile lor vor fi pline de leșurile lor. Și ei nu se vor mai putea împotrivi nouă, ci vor fi nimiciți cu desăvârșire, zice în împăratul Nabucodonosor, stăpânul lumii, căci el a zis, să nu rămâie neîndeplinite cuvintele mele, tu însă, Hior, năimitul lui Amon, care și astăzi astfel de cuvinte de defăimare, să nu mai vezi din ziua de azi fața mea până ce nu mă voi răzbuna pe neamul celor coboritori din Egipt. Atunci spada uștirii mele și sulița războinicilor mei te vor străpunge și vei cădea cu cișilor când eu mă voi întoarce. Și robii mei să te ducă în munte și să te lase într-una din cetățile de acolo." și să nu pieri până ce nu vei fi nimicit împreună cu ei. Dar fiindcă tu nădăjduiești în inima ta că ei nu vor fi înfrânți, să nu te mâhnești, căci eu am zis și niciunul din cuvintele mele nu va rămânea nemplinit. Și îl ofer porunci capitanilor săi care erau de față în cortul lui să-și face pe Ahior și să-l ducă în Betulia și să-l dea în mâna fiilor lui Israel. Atunci capitanii săi îl își făcară și îl duseră afară din tabăra de șes, iar din șes îl duseră în munte și ajunseră la izvoarele din josul Betuliei. Dar când i-au zărit locuitorii orașului, își luară armele și ieșiră din cetate pe vârful muntelui și toți prăștiașii se făcură stăpâni pe urcușul spre ei și zvârliră, a zvârliră cu pietre întânși. Atunci ei se pitiră pe după munte, legară pe Ahior și îl lăsară de la poalele muntelui, iar ei se întoarseră la stăpânul lor. Dar fiul lui Israel se coburnă din oraș și se aduseră la el. Îl deslegă și l aduseră în Betulia și îl înfățișară înaintea căpeteniilor orașului, care erau în zilele acelea Ozias încolo de Ingolășa și chemară pe toți bătrânii orașului și mai venirea de grabă la sfat toți tinerii lor și femeile. Și îi puseră pe Ahior în mijlocul întregului lor popor, iar o zi a să-l întrebă despre cele întâmplate. Atunci el răspunse și le spuse toate planurile sfatului lui Olofern și toate cuvintele pe care el le grăise în fața capitanului asirieni și cum Olofern se semețise împotriva neamului lui Israel. Atunci poporul căzu cu fața la pământ și se înclină lui Dumnezeu și strigă zicând, Doamne, Dumnezeul cerului, caută la trufia lor și îndurăte de umilința neamului acestuia și te uită cu milostivire astăzi la fața celor sfinți, ai tăi. Pe urmă mângâiară pe Ahior și lăudară foarte și o zi să-l luă din adunare acasă la el și făcu o spăți pentru bătrâni. Și ei strigară pe Dumnezeul lui Israel într-ajutor după noaptea aceea. Toate, toată, toată noapte. noaptea aceea. Șapte. Șapte. În presurarea Betuliei, Olofern cuprinde izvoarele de apă și siliște, silește pe locuitori să se predea. Cuvântul lui Ozias care le mai cere locuitorilor încă cinci zile de răbdare și Dumnezeu se va întoarce cu minostivire spre ei. A doua zi, Olofern dădu poruncă întregii sale oștiri și întregului popor războinic al soților săi de luptă să pornească împotriva Betuliei, să cuprindă trecătorile muntelui și să înceapă lupta cu fiii lui Israel și în ziua aceea pornirea la luptă toți oștenii și toată oasta lui, alcătuită din 170.000 de oșteni pe, destrași de și 12.000 de călăreți, afară de poveri. Trebuie să mai logistică ca să o organizeze pe ăștia. Da, ca să, mai să le dai de mâncare. Da. <coughs> da. Iar mulțimea celor care o însoțeau pe jos era uriașă. Și tăbărâră în vale lângă Betulia la izvor și se întinseră în lățime până la Dotan și până la Belmaim. Mai departe, mai departe, patru. Când fie lui Israel văzură mulțimea lor, se înspăimântară foarte și ziseră unii către alții, acum ei vor linchi toată fața pământului, încât nici munții înalți, nici voile, nici culmile nu-i vor stânjeni. Și luându -și fiecare armele sale, aprinseră fo focul în turnuri și noaptea aceea făcură de strajă. A doua zi, Olofern scoase călărimea înaintea ochilor fiilor lui Israel din Betulia și căută potecile spre munte, spre oraș și, și, umblă după izvoale de apă pe care și, și, puse mâna și punând la fiecare câte o strajă de ostași, se întoarse la oștirea asta. Atunci venirea la el căpeteniile fiilor lui Esau și toți voievozii Moabului și căpeteniile oștirii de pe țărmul mării și ziseră. Domnul nostru să asculte un cuvânt, ca nu cumva oștirii tale să îi se Întâmple vreo înfrângere. Că și lui Israel nu se bizuie pe lâncile lor, ci pe înălțimile munților în care își au sălașul. Și nu este ușor să pătrunți în vârfurile munților lor. Nu ți se pare că seamănă puțin cu istoria noastră, cu da. Ștefan cel Mare, cu Mihai, da, cu, 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 cu strategia asta. lor? Da, da. Da. <laughs> și, după, și acum, stăpâne, nu te război cu ei, după cum este datina războiului, ca să nu pierzi niciun oștean ci stai în tabăra ta și ține toți războinicii oștirii tale la adăpost. Însă robii tăi să pună stăpânire pe izvorul de apă care izvorăște din poala muntelui. Fiindcă de acolo vin să ia apă toți locuitorii Betuliei și când îi va chinui se vor închina orașul. Iar noi împreună cu astea noastră ne vom sui pe vârfurile munților din apropiere și vom așeza tabăra și vom sta de strajă ca să nu iasă nimeni din cetate. Și se vor topi de foame ei și femeile lor și copiii lor și înainte ca sabia să-i doboare vor zăcea doborâți în ulițele sălașului lor. Și așa tu le vei răsplăti amarnic, fiindcă ți s-au împotrivit și n-au ieșit să te întâmpină cu pace. Și cuvintele lor plăcure lui Olofern și capitanii lor săi și el dă după oruncă să facă în după sfatul lor. Și astfel o știrea amoniților, împreună cu 50.000 de asirieni, tăbărâră în vale, și puse rămâna pe apă și pe izvoarele de apă ale fiilor lui Israel. Apoi fiul lui Esau și fiul lui Amun se suiră și își așezară tabăra în munte, în preajma dotanului, o parte o trimiseră spre miezul zi și spre răsărit, în fața ecrebelului, în apropiere de Huș, pe râul Mohmur și cealaltă oștire asiriană și așeză tabra în șes și acoperi drept ținutul. Corturile lor însă și poverile lor erau la un loc așezate unorodul rodul în tabără, încât alcătuia o mulțime nespusă. Atunci fiul lui Israel strigară către Domnul Dumnezeul lor, deoarece își pierdus, pierdură cumpătul când se văzură împresurați de dușmanii lor și că nici nu mai era chip de scăpare. Și toată oștirea asirienilor pe destrimea care le război și călărimea îi ținură împresurați 34 de zile, încât toți locuitorii Betuliei sfârșiră toate strânsurile de apă. Dar și cisternele se goliră și nu avură să-și astâmpere setea nici măcar pe o zi, căci li se da să bea cu măsură. Și femeile și copiii își pierdură curajul, iar flăcăi erau leșinați de sete și cădeau pe ulițele orașului și în adăposturile porților și nu mai rămăsese în și vlagă. Atunci întreg poporul se adună la Ozias și la căpetenile cetății flăcăii femeile și copiii, strigară cu mare glas și ziseră în fața tuturor bătrânilor. Dumnezeu să fie judecător între noi și voi, fiindcă ne faci mare pagubă că n-ați început dibuielele de pace cu asirienii. Și acum nu mai avem ajutor de nicăieri, fiindcă Dumnezeu ne-a vândut în mâna lor, așa că noi vom fi dobărâți înaintea lor de sete și de pietre. Și de pieire. De pieire. Știi ce s-a întâmplat? Deci, poporul care se limitează pe sine, cu ele Dumnezeu, va fi da. inspirat și Dumnezeu îi va da soluții care da. să poată să iasă chiar dacă este în dezavantaj total, că erau infinit de mulți. Sigur. Știi? Deci, asta este și, și acum, în zilele noastre. Deci, o luptă nu e câștigată de cel care are armată mare și așa mai departe, ci o luptă de, este câștigată de cel care este smerit. Da. Dar și în viața de zi cu zi este soluția asta. Deci da. succes nu poate să aibă cel care uh, are, se bazează pe calitățile lui intelectuale. Succes are decât cel care este smerit. Și la examen, la fel, nu se poate la examen. Ăla care este, se străduiește și ai impresia că uite că știe, că știe toate lecțiile, de te ia mintea și nu o să știe nimic în examen. Și ia cinci. Am văzut situația asta. Da, la da. Nu învață nimic. E des. Nu mare nu învăță nimic, dar în Ia. schimb, e, e, e slujitor. E o problemă de energie subtilă și asta se obține numai prin sacrificiu de sine. Mai departe. Soțul pentru ceilalți, care... nu pentru el. Da, soțul meu care făcea, trebuia să, că aici vin trebuie să-ți refaci studiile, că nu ți le recunoaște nimeni, și muncea și trebuia să-și facă studiile și la examene. Bineînțeles că nu apuca el să facă o mare învățătură. venei seara în câtă putere să ai și la examene, mă, dacă avea grilă, era tot mereu pe, pe, ghicitele, pe inspirație. Și lua examenele. Da. E frumos. Pentru că muncea toată ziua. Da, muncea toată ziua, era inspirat. pentru familie. Da. da. că sacrificiu. Da. Și Dumnezeu era cu el. Vezi ce e importante. Da. deci dacă acum era și era Sigur. Într-o luptă din asta, dacă Dumnezeu nu e cu tine, înseamnă moarte, periculos. Da. 27. Fiindcă este mai bine să cădem pradă în mâna lor, așa vom ajunge rob și vom scăpa cu viață, decât să vedem cu ochii moartea copiilor noștri și cum copiii și femeile noastre se sfârșesc de sete. Eu am vins cu seta. Da, da. Dar probabil că Dumnezeu, chiar dacă noi facem o jertfă, nu vine imediat atunci a mai ne lasă să ne mai chinuim, să probabil ne mai cercetează de a lăsa și pe ei să se chirie de sete. Știi ce a făcut? Nu i-a inspirat pe ei. I-a făcut să se ducă la luptă fără să calculeze toate toate situațiile. Și deși nu s-au uh, pregătit într -o, pentru o situație de genul ăsta. Ce o să facem dacă nu o să avem da, apă? Da. Nu s-au pregătit da. pentru asta. Că nu i-a dat voie Dumnezeu. Că de-aia zic, trebuie să fie Dumnezeu cu tine, că te inspiră și știi ce să faci. Dacă nu-i cu tine, ești mort. Da. Ți se pare și că ai făcut totul dați Și în viața modernă, la fel, este valabil pentru fiecare în viața noastră. Da. Deci, ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine? Să ai înfrânarea, că Dumnezeu ce e? Înfrânarea respectivă e Dumnezeu. Ești una, sclavia aceea, supunerea, slujirea, este Dumnezeu și înfrânarea și reținerea. Da. Astea sunt Dumnezeu. Sunt, sunt corpul lui eteric. Sunt prezența lui. Dă-ți da Prezen prezența lui Dumnezeu este slujirea și nimeni nu știe asta. Oamenii fac rugăciuni. Păsta puțin, fii slujitor, că te unești cu el automat. Meditații, da. exerciții. Și da. nu fac slujire. Nu fac ceea ce face el. Deci, tu crezi că el face ce? Face degeaba slujire? Nu. El când se sacrifică pentru sine, că noi dormim și el muncește ca să... Miliardele de celule funcționează când noi dormim. Da. Deci da, el, da. el nu doarme se jerfește pentru noi. El face degeaba chestia asta? Nu. El când se jerfește pe sine, iubirea lui crește, energia lui crește. Și noi când nu facem jerfă de sine, nu avem energie și ne plângem că murim mai repede. Că de aia murim, că nu avem viață. Da. Dacă, spre exemplu, soarele nu s-ar jerfi pe sine, păi ar dispărea de mult. Aerul, dacă nu s-ar jerfi pe sine, continuu, nu-i mai exista. Deci tot ce există în natură se lasă pe sine, se oferă fiecare din celule. Deci sunt 100 de miliarde, de seama toate miliardele aia de celule, să jerfez pe ele pentru cealaltă. Dacă am văzut uh, filmat cu un microscop de 100 de ori, uh, zoom, știi, într-o celulă. Păi ce hărnici era acolo, se ducea ea, se tăia de aici, lui lipea. Deci ea tot timpul muncește, știi? se jervește pe sine. Ce stă așa, se, ca, da, acum mă odihnesc, inima noastră, ficatul, toate organele se jervesc, bat continuu. O viață întreagă bate. Păi nu e o jerfă? Păi ce, ce, este la bază jefa? Și tu te duci acolo la, să faci cursuri și rugăciuni pentru ce? Ca să locuiești jertfa. Fugi de jertfă de sine, că de-aia face alea. Că aveți ar trece, ți -ar trece prin cap. Deci toată natura se jervește și se oferă și tu faci cursul ca să ce se întrește go! Da. Că de, fugi de jefa. Că nu faci jefa, că de aia te duci la cursul ca să nu faci jefa. De aceea se roagă omul, se duce la biserică ca să nu se jerfească pe sine. Că dacă s-ar pe sine și ai face identificarea ca aia, că dacă, da. spre exemplu, atâta trebuia să facă. O singură propoziție și era tot. tot. Surgirea sau supunerea este prezența lui Dumnezeu. Gata. E o propoziție. Știi? Aia, dacă tu aplici propoziția asta, te unești cu Dumnezeu. Aia e toată religia toată învățătura asta, toate se, se, reduce la o singură propoziție. Supunerea și așa mai departe. Și când te supui, ești, ești inspirat de Dumnezeu, te lași pe tine, ego scade și nu mai poți să pui uh, lumea pe primul plan să faci idolatrie din ea. Și asta lipsește din cele 10 porunci. Da, este și acolo, este o ocultare. Dacă nu spui lucrul ăsta esențial, pe cu ce se pornește? Întâi te jerfești și apoi vei vedea că materia nu este pe primul plan. Pentru că n-ai ego exact. ca să poți să o pui pe primul plan. Ca să o pui pe primul plan. Nu e suficient. Și aici a pornit cu sfârșitul. Și o manipulare și la cele 10 porunci. Zice, să nu-ți faci idol. Păi stai puțin, jerfește de că o să vei face idol altfel. Deci că au luat, ego, au luat moțu, au luat prima... Au luat moțul, al... au luat sfârșitul <laughs> și l-au pus acolo. <laughs> și până da. acolo cum ajung? Da. Nu da. știe nimeni, nu are identificarea. În condițiile în care tu în cartea aia sfânt, ai putut să spui că când pui regulile, de fapt, te diabolizezi că ai corpetei ca de -o. Ai știut. Okay. Și nu știi chestia asta, că supunerea și jefa de sine, pa știi, dar nu vrei că să să-i dai omului puterea, că de seama, el capătă niște și autoritatea asupra este extraordinară. Este Îi mătură peste stăpâni. Dispare Cezarul, dispare răgătorii, că nu mai ai nevoie de ei. Deci în lumea ta dispare totul, deci nimic nu mai poate să existe. Nu mai este luptă, nu te cheamă nimeni la luptă, nimic. Da? Nu ai sărăcie, totul merge în armonie. Uită-te. Și nu mai ai nevoie de ei. Asta e important. Nu mai este nevoie de ei, nici de avocat, nici, de politician, de medii, de nimic. Nimeni nu mai are nevoie. Totul se bazează pe împărțire. În momentul în care a început să împarți, atunci a începi să lupți. Când lupți, pierzi energie pe exterior pe lume, te duci pe lume, pui lumea pe primul plan și nu ai voie să pui lumea pe primul lume. Dacă să ajungi acolo să nu pui lumea pe un plan, trebuie să fii scugat tuturor. Și oamenii fug de slujire. Deci da. fug de Dumnezeu, fug de slujire. Asta este bun de afiș. Fugi de Dumnezeu, fugi de slujire, fugi de Dumnezeu. Sau fugi de slujire, fugi spre diavol. Da, da, te supui diavolului. Da. Nu mai știu la cât am rămas. 28. Și acum ne jurăm pe cer și pe pământ și pe Domnul și Dumnezeul părinților noștri, care ne pedepsește pentru păcatele noastre și pentru fără de legile părinților noștri, să nu se poarte cu noi astăzi după cuvintele acestea. Atunci se porni dintr-o dată o mare văicăreală în mijlocul știrii celei mari și strigară cu glas tare către Domnul Dumnezeu. Dar o zi aș le zise, fiți și fraților, să mai îndurăm încă cinci zile în care Domnul Dumnezeul nostru se va întoarce spre noi căci el nu ne va lăsa până în sfârșit. Și dacă după ce vor trece, nu ne va veni niciun ajutor, atunci voi face tocmai după îndemnul vostru. Și el împrăștie norodul războinic în tabără și ei se duseră pe zidurile și în turnurile cetății, iar pe femei și pe copii îi trimiseseră la casele lor. Și în oraș era mare măhhnire. Ne opuim că este lung. <coughs> ne opuim aici. E lung. Ok până mâine. Da. Mică pauză. Bă, peste câteva ore. Da, da, da. Peste 7, 8, peste tu 8 te duci să te culci, eu mă duc să mănânc și ne întâlnim iar. Da. Bum, o față proaspătă peste, pe peste 8 da. ore. Nu, peste 9 ore. Da, da, da. Ei, am glumit și noi. Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc frumos în continuare. O zi bună, noapte bună.